Shogun de James Clevel. Volumul 1. Traducere și note de Doina Cerăceanu. Editura Univers, București 1988. Citește Maria Enache. Celor doi navigatori, capitani în Marina Regală, pentru care, așa cum era de așteptat, navele au fost mai presus decât soțiile lor. Prolog. Furtuna parcă rupea din el, îi simțea mușcătura în adâncul ființei și știa că dacă nu dau de un țărm în 3 zile, vor muri cu toții. Prea mulți morți în această călătorie, gândi. Sunt pilotul șef al unei flote moarte. O singură navă rămasă din 5, 28 de oameni dintr-un echipaj de 107, din care acum doar 10 se mai țin pe picioare, iar ceilalți sunt pe moarte, printre ei și capitanul general. Proviziile isprăvite, apă mai deloc, iar cât a rămas e sălcie și murdară. Îl chema John Blackthorn și era singur pe punte, în afară de marinarul de veche la Prora, Salamon Mutul, care se ghemuise în partea de sub vânt, scrutând întinsul apelor. Nava se înclină sub o rafală bruscă și Blackthorn se ținu strâns de brațul scaunului fixat pe dunetă lângă timonă până ce corabia se reechilibră, scârțâind din toată lemnăria. Se numea Erasmus, o navă comercială echipată și de război, înregistrată la Rotterdam, având 260 de tone, 3 catarge, 20 de tunuri, singura supraviețuitoare din prima escadră trimisă de țările de jos să înfrunte dușmanul în lumea nouă. Erau primele nave olandeze care izbutiseră să destrame taina trecerii prin strâmtoarea Magellan. 496 de oameni, toți voluntari. Toți olandezi, în afară de cei 3 englezi, 2 piloți și un ofițer. Misiunea lor, să jefuiască pământurile spaniole și portugheze din lumea nouă, și să le dea pradă focului, să obțină concesiuni comerciale permanente, să descopere noi insule în Oceanul Pacific, care ar putea servi drept baze, și să le proclame teritorii olandeze, iar după 3 ani să se întoarcă acasă. De mai bine de 4 decenii, țările de jos protestante erau în război cu Spania catolică, luptând să înlăture detestatul jug spaniol. Țările de jos, numite uneori Olanda, Provinciile Unite sau Țara Poldelor, încă mai făceau parte în sens juridic din Imperiul Spaniol. Anglia, singura lor aliată, prima țară din lumea creștină care în urmă cu vreo 70 și ceva de ani se desprinsese de curtea papală din Roma și devenise protestantă, se afla și ea de 20 de ani în război cu Spania, iar de 10 ani era aliată pe față cu țările de jos. Vântul se înteți și mai mult, nava se înclină din nou. Mergea fără vele doar cu gabierul de furtună. Dar chiar și așa curenții și furtuna o împingeau spre orizontul întunecat. Acolo e și mai mare urgie, își spuse Blackthorn. Ne așteaptă alte recifuri, alte bancuri de nisip. O mare necunoscută. Bun, o viață întreagă m-am războit cu marea și întotdeauna am ieșit învingător. Și am să înving mereu. Sunt primul pilot englez care a străbătut strâmtoarea Magellan. Da, primul. Și primul pilot care a navigat vreodată în aceste ape asiatice, în afară de câțiva portughezi ticăloși sau spanioli nenorociți, care totuși mai închipuie că stăpânesc lumea. Primul englez pe aceste mări. Atâtea lucruri înfăptuite pentru prima dată. Da, și atâția morți pentru a le dobândi. Din nou adulmecă vântul, însă nu se simțea niciun iz de pământ. Cercetă oceanul, dar era întunecat și mânios. Niciun firicel de algă, nici o pată de culoare, care să-i indice apropierea unui țărm nisipos. Văzu creasta unui recif departe la tribord, dar asta nu-i spunea nimic. De o lună se tot fereau de stâncile ce le ieșeau în cale și încă nu se vedea nici urmă de pământ. Oceanul acesta e fără de sfârșit, îți zise. Bine, dar pentru asta te-ai pregătit. Să navighezi pe mări necunoscute, să întocmești hărți și să te întorci din nou acasă. De câte zile ești plecat de la ai tăi? Un an, 11 luni și 2 zile. Ultima acostare a fost în Chile, în urmă cu 133 de zile. Și de atunci stai tot pe punte străbătând oceanul pe care Magellan, traversându-l pentru prima oară acum 80 de ani, l-a numit Pacific. Blackthorn era lihnit de foame, îi ardea gura și îl durea tot trupul din pricina scorbutului. Își încordă ochii să verifice drumul compas și își sili mintea să calculeze poziția aproximativă a navei. Odată ce punctul va fi înscris în cartea de drum, în dreptarul lui pe mare, se va simți în siguranță pe acest petic de ocean. Iar dacă el se simte în siguranță, atunci nici nava n-are de ce să se teamă și la oaltă vor putea să găsească țara Japoniilor sau poate chiar și pe regele creștin Prester John, cu a lui împărăție de aur, despre care legenda spune că se află la nord de Kitai, oriunde s-o fi găsind acest Kitai. Și cu partea mea de bogății voi naviga iarăși spre vest către casă. Primul pilot englez care va face înconjurul globului și nu voi mai pleca niciodată de lângă ai mei. Niciodată! Niciodată!
Jur pe capul fiului meu. Rafala de vânt îi stăvili hoinărea la minții și alungă somnul. Să dormi acum ar fi o nebunie. Niciodată n-ai să te mai trezești din acest somn, gândi. Își întinse brațele să-și dezmorțească mușchii spatelui încordați și se înfășură mai bine în manta. Văzu că velatura era în ordine, iar timona se mișca liniștită. Marinarul de veghe la prora era treaz. Așa că se așeză calm pe scaun și se rugă să dea de pământ. Du-te jos, pilotule! Stau eu de veghe dacă vrei. Locotenentul secund Hendrik Speech înainta pe punte, fața era cenușie de oboseală, ochii înfundați în orbite, pielea galbenă și pătată. Se sprijinea a nevoie de copastie, căznindu-se să vomite. Binecuvântat fie domnul și blestemată ziua când am plecat din Olanda. Unde e secundul Hendrik? În pat. Nu se poate da jos din patul lui Shitefall. De rahat. Și nu o să se dea până la ziua judecății de apoi. Și capitanul general? Se plânge de mâncare și apă. Hendrik scuipă. Am să-i spun că o să-i frig un clapon și o să-i aduc pe o tavă de argint cu o sticlă de rachiu să alunece mai bine. Shitehuis, cot. Țineți gura. O să o țin, pilotule. Dar e nebun și o să murim cu toții din pricina lui. Tânărul vomă iar și trase o flegmă. Doamne Dumnezeule, ajută-mă. Du-te jos, întoarce-te în zori. Hendrik se lăsă a nevoie pe celălalt scaun. Jos miroase a moarte. Fac de cart, dacă nu ți-e cu spărare. Încotro mergem. Unde ne duce vântul? Unde e pământul pe care ni l-ai promis? Unde-s Japoniile? Unde? Te întreb. Înainte. Totdeauna spui înainte. Gott im Himmel, Dumnezeule mare. N-am avut ordin să mergem în necunoscut. Acum trebuia să fim acasă, teferi, cu burțile pline, nu să umblăm după cai verzi pe pereți. Du-te jos sau tacă-ți gura. Ursus Hendrik își îndreptă privirea de la bărbatul înalt și bărbos. Unde suntem acum? Ar fi vrut să întrebe. De ce nu pot să văd cartea secretă de drum? Dar el știa că nu trebuie să pui asemenea întrebări unui pilot, cu atât mai mult acestuia. Chiar și așa gândi, aș vrea să fiu la fel de puternic și sănătos cum eram când am plecat din Olanda. Atunci n-aș mai sta pe gânduri. Ți-aș pocni una peste ochii tăi albaștri cenușii, te-aș lăsa fără zâmbetul ăla care mă scoate din minți și te-aș trimite la dracu după cum meriți. Atunci eu aș fi capitan pilot și am avea un olandez la comanda vasului, nu un străin. Și secretele ne-ar fi în siguranță. Pentru că în curând vom fi în război cu voi, englezii. Noi vrem același lucru. Să fim stăpânii mărilor, să controlăm toate drumurile comerciale, să stăpânim lumea nouă și să nimicim Spania. Poate că nici nu există Japoniile, mormăi brusc Hendrik. E doar o legendă, Gott bewahren. Există între 30 și 40 grade latitudine nordică. Acum tacă-ți flanca sau du-te jos. Jos e nenorocire, pilotule, mormăi Hendrik și își îndreptă privirea înainte, lăsându-se purtat de gânduri. Blackthorn se mișcă în scaun, trupul îl durea astăzi mai tare. Ești mai norocos decât cei mai mulți dintre ei, gândi. Mai norocos decât Hendrik. Nu, nu mai norocos, mai pe caut. Tu ți-ai păstrat fructele pe când ceilalți și le-au mâncat fără grijă, deși tu i-ai avertizat. Așa că acum scorbul tău e încă blând pe când ceilalți au mereu sângerări, pântecăraie, ochii dor și sunt urduroși și au pierdut dinții, iar mintea le-a luat o raznă. De ce oamenii nu învață nimic niciodată? Știa că tuturor le e frică de el, chiar și capitanului general, că mai toți îl urăsc. Dar era firesc pentru că pilotul comandă pe mare. El stabilește ruta și dirigează nava, el îi duce din port în port. Astăzi orice călătorie pe mare este plină de riscuri, pentru că puținele hărți de navigație existente sunt atât de neclare încât aproape că nu-ți sunt de folos. Și nu exista nicio modalitate de a stabili longitudinea. Află cum să determini longitudinea și ai să fii cel mai bogat om din lume, îi spusese bătrânul său dascăl, Alban Caradoc. Regina, Dumnezeu să o binecuvânteze, ți-ar da 10.000 de lire și un ducat să dezlege această enigmă. Spurcații de portughezi ți-ar da și mai mult, un galion de aur. Și ticăloșii de spaniol 20. Odată ce nu mai ai pământ în zare, ești pierdut, băiete. Caradoc făcuse o pauză și-și înclinase trist capul spre el ca întotdeauna. Ești pierdut, băiete, dacă nu... Dacă n-ai o carte de drum, strigase Blackthorn fericit știind că își învățase bine lecțiile. Avea pe atunci 13 ani și de un an își făcea ucenicia la Alban Caradoc, pilot și constructor de nave care luase locul tatălui pierdut și care nu-l bătuse niciodată, ci doar îl învățase pe el și pe celălalt băiat secretele construcției de nave și tainele mării. O carte de drum? Era o cărțulie cu însemnările amănunțite ale unui pilot care mai fusese înainte acolo. Înregistra drumul dintre porturi, capuri, istmuri și canale.
Nota adâncimea și culoarea apei, înfățișarea fundului mării. Descria cum a ajuns acolo și cum s-a întors. Câte zile a făcut pe un anume drum, felul vântului, când și unde sufla, la ce fel de curenți să te aștepți și de unde. Sezonul de furtuni și de vânt prielnic. Unde se carenează nava și unde se face plinul de apă, unde întâlnești prieteni și unde dușmani, bancuri de nisip, recifuri, maree, refugii și, în cele din urmă, tot ce era necesar pentru o călătorie fără primejdii. Englezii, olandezii și francezii aveau cărți de drum pentru apele lor, dar pe restul apelor din lume navigaseră doar capitani din Portugalia și Spania, iar aceste două țări și le țineau secrete. Cărțile de drum care dezvăluiau rutele spre lumea nouă, care deșifrau tainele strâmtorii Magellan și capului Bunei Speranțe, ambele descoperiri portugheze, care arătau deci drumurile spre Asia, erau păzite de portughezi și de spanioli ca un adevărat tezaur național și era de așteptat ca ele să fie căutate cu aceeași înfocare de către dușmanii lor englezi și olandezi. Dar o carte de drum era bună în măsura în care fusese bun pilotul care a scris-o, copistul care a copiat-o, tipograful atât de rar care a tipărit-o sau învățatul care a tălmăcit-o. Ca atare, o carte de drum putea conține erori, unele chiar voite. Un pilot n-avea cum să fie sigur niciodată până nu se ducea el însuși acolo, măcar odată. Pe mare, pilotul este conducătorul, singura călăuză, judecătorul suprem pentru navă și echipajul ei. El singur comandă de pe dunetă. Asta e o băutură care te amețește, își spuse Blackthorn. Odată ce ai gustat din ea, n-o mai uiți niciodată, o cauză mereu îți este permanent necesară. Este unul din lucrurile ce te ține în viață pe când ceilalți mor. Se ridică și urină în canalul de scurgere a apei. Când nisipul se scurse din clepsidra de lângă habitaclu, o întoarse și trase clopotul navei. Poți să stai treaz, Hendrik? Da, da, cred că da. Am să trimit pe cineva să schimbe straja de la pompres. Ai grijă să stea în bătaia vântului, nu la adăpost. Asta o să-l țină treaz și cu ochii în patru. Pentru o clipă se întrebă dacă n-ar trebui să întoarcă nava cu prora în vânt și s-o pună din pană pentru la noapte, dar renunță și coborâ scara din tambuchi care ducea spre cabina echipajului. Aceasta se întindea pe toată lățimea navei și avea paturi și loc de hamacuri pentru 100 de oameni. Căldura l-a învălui și asta-i făcut bine și nu luă în seamă duhoarea permanentă ce venea din calele de dedesubt. Niciunul din cei 20 ceva de oameni nu se mișcă din patul lor. Du-te sus, Metzucker, spuse el în olandeză. Lingua franca, limba universală pentru țările de jos, pe care el o vorbea la perfecție alături de portugheză, spaniolă și latină. Sunt aproape mort, spuse bărbatul mărunt, cu trăsături ascuțite și se ghemui mai mult în pat. Mi-e rău, privește, scorbutul m-a lăsat fără dinți. Doamne, ajută-ne, că o să pierim cu toții. Dacă nu erai tu, am fi fost de acum acasă, te feri. Eu sunt negustor, nu sunt marinar, nu fac parte din echipaj. Ia pe altcineva, uite pe Johan. Scoase un țipăt ascuțit când Blackthorn îl îmbrânci din pat și făcu vânt spre ușă. Un fir de sânge îi se prelingea din gură și el rămase privind năuc. O lovitură zdravă în șold îl scoase din buimăceală. Cară-ți hoitul sus și stai acolo până crăpți sau ajungem la țărm. Omul deschise ușa și fugi împleticindu-se. Blackthorn se uită la ceilalți. Ei se holbau spre el. Cum te simți, Johan? Destul de bine, pilotule. Pe semne că am să trăiesc. Johan Fink, cel mai în vârstă din echipaj, avea 43 de ani, era tunar șef și secundul nostromului. Era chel și fără dinți, de culoarea stejarului bătrân și tot ca el de puternic. Cu 6 ani în urmă navigase cu Blackthorn căutând fără sorți de izbândă calea de nord-est, iar acum fiecare cunoștea măsura celuilalt. Notă, calea de nord-est, calea maritimă între Atlantic și Pacific, prin mările din nordul Europei. Închei nota. La vârsta ta mai toți bătrânii sunt deja morți, așa că tu ne-ai întrecut pe toți. Blackthorn avea 36 de ani. Fink zâmbi posac. Rachiu-i devină pilotule și prea curvia și poate viața de sfânt pe care am dus-o. Nimeni nu râse. Apoi cineva arătă spre un pat. Pilotule, nostromul e mort. Atunci duceți-l sus. Spălați-l și închideți-i ochii. Tu, tu și tu. De data asta oamenii săriră repede din paturile lor și mai mult târâră corpul neînsuflețit afară din cabină. Fink, faci de cart în zor și tu, Ginsel, ești de veche la bompres. Da, pilotule. Blackthorn se întoarse pe punte. Văzu că Hendrik era încă treaz și nava în ordine. Salamon, straja ce fusese înlocuită, trecu împleticindu-se pe lângă el, mai mult mort decât viu, cu ochii roșii și umflați din cauza vântului. Blackthorn se îndreptă spre cealaltă ușă și coborâ. Coridorul ducea spre cabina principală de la pupa, destinată capitanului general și depozitului de muniții.
Cabina lui se găsea la tribord, iar cealaltă de la babord era folosită de obicei de cei 3 secunzi. Acum era ocupată de Bacchus Van Neck, șeful negustorilor, Hendrik, locotenentul secund, și Croc, musul. Toți erau foarte bolnavi. Intră în cabina principală. Capitanul general, Paulus Spielbergen, zăcea aproape leșinat în patul lui. Era un bărbat scund, cândva foarte gras și roșu la față, acum foarte slab, cu pieile burții atârnându-i în cute flașce. Blackthorn luă o sticlă cu apă dintr-un sertar secret și le ajută să bea câteva înghițituri. Mulțumesc, spuse Spielbergen cu o voce stinsă. Unde e țărmul? Unde e țărmul? Înainte, îi răspunse, fără să o mai creadă nici el, apoi puse sticla la loc, surd la văicărelile capitanului și plecă urându-l încă o dată. Cu aproape un an în urmă, ei ajunseseră în Tierra del Fuego, vântul fiindu-le prielnic ca să pătrundă în necunoscuta strâmtoare Magellan. Dar capitanul general ordonase acostarea ca să caute aur și comori. Doamne Dumnezeule, privește țărmul, capitane general! Nu e nicio comoară în pustietatea asta! Legenda spune că este plină de aur, iar noi am putea proclama acest pământ posesiunea glorioasei Olande. Spaniolii stăpânesc aici de 50 de ani. Se poate, dar poate că nu și în acest sud îndepărtat, pilotule. Aici anotimpurile sunt pe dos. În mai, iunie, iulie, august te afli în plină iarnă. Cărțile de drum spun că timpul devine neprielnic trecerii prin strâmtoare. Vânturile se schimbă în câteva săptămâni și atunci va trebui să rămânem aici să iernăm luni de zile. Peste câte săptămâni, pilotule? Cartea de drum spune că 8, dar anotimpurile nu sunt întotdeauna la fel. Atunci o să explorăm câteva săptămâni. Avem destul timp și apoi, dacă va fi necesar, vom merge din nou spre nord și vom mai prăda câteva orașe. Ei, ce ziceți, domnilor? Trebuie să plecăm acum, capitane. Spaniolii au foarte puține nave de război în Pacific, aici însă apele sunt împânzite de ei. Acum precis sunt în urmărirea noastră. Eu zic că trebuie să plecăm acum. Dar capitanul general n-a ținut seama de părerea lui, a supus hotărârea votului celorlalți capitani, nu celorlalți piloți, unul englez și 3 olandezi, și a condus incursiunea pe uscat, fără niciun rezultat. Vântul s-a schimbat mai devreme în acel an și ei au trebuit să ierneze acolo, capitanului general fiindu-i teamă să meargă spre nord din cauza flotei spaniole. N-au putut să navigheze decât peste 4 luni. În acest timp ajunseseră să mănânce pielea de vițel de pe parâme, iar 156 de oameni au murit din pricina frigului, lipsei de hrană și a diareei. Furtunile năprasnice din strâmtoare au împrăștiat flota. Erasmus a fost singura navă care a ajuns la întâlnirea din Chile. Le-au așteptat o lună pe celelalte și apoi, fiind încercuiți de spanioli, au trebuit să pornească în necunoscut. Cartea secretă de drum se oprea la Chile. Blackthorn se întoarse de-a lungul coridorului, descuie ușa de la cabina lui și intră încuiindu-o la loc. Cabina avea grinzi joase, era mică și ordonată și el trebuie să se aplece când o traversă ca să se așeze la biroul lui. Descuie un sertar și despachetă cu atenție ultimul din merele pe care le păstrase cu atâta grijă tot drumul din insula Sfânta Maria, nu departe de Chile. Era mic și mecit, cu mucegai pe partea stricată. Tăie un sfert din el. Erau câțiva viermi înăuntru. Îi mâncă la oaltă cu miezul, dând crezare vechii povești, cum că viermii din mere sunt la fel de buni împotriva scorbutului ca fructul însuși și că frecați pe gingii opresc căderea dinților. Mestecă fructul cu grijă pentru că dinții îl dureau și gingiile erau umflate și plăpânde, după care sorbi puțină apă din burduful de vin. Avea un gust grețos, apoi împachetă rămășița de măr și o încuie la loc. Un șobolan o luă la fugă prin umbra lăsată de felinarul atârnat deasupra capului. Lemnăria scârții plăcut. Libărcile mișunau pe dușumea. Sunt obosit. Sunt atât de obosit. Se uită spre pat. Lung, îngust, salteaua de paie îmbiindu-l. Sunt atât de obosit. Du-te și te culcă o oră, îi zicea diavolul din el. Chiar și numai 10 minute și ai să fii trează o săptămână. De zile întregi n-ai dormit decât câteva ceasuri și mai toate acolo sus la frig. Trebuie să dormi. Dormi. Ei se bizuie pe tine. N-am să dorm. Voi dormi mâine, spuse cu voce tare, și-și încordă mâna să descuie cufărul de unde scoase cartea lui de drum. Văzu că cealaltă, cea portugheză, era în siguranță și neatinsă. Asta îl încântă. Luă o pană curată și începu să scrie. Aprilie 21, 1600. Ora 5. Amurg. 133 de zile de la insula Santa Maria, Chile, 32 grade latitudine nordică.
valuri încă înalte, vânt puternic și nava cu aceeași velatură ca mai înainte. Culoarea mării gri-verde întunecat. Nu îi se zărește fundul. Încă ne deplasăm cu vântul din pupa, cu un drum compas de 270 grade, am virat-o spre nord-vest și înaintăm cam cu 6 mile pe oră. Recifuri mari, în formă de triunghi, s-au văzut cam la o jumătate de leghe pe direcția nord-est-nord. 3 oameni au murit peste noapte din pricina scorbutului. Joris, velarul, Rice, tunarul și locotenentul Dehan. După ce și-au dat sufletul capitanul general fiind încă bolnav, eu i-am încredințat mării, fără giulgiuri, pentru că nu mai avem din ce să le facem. Astăzi, nostromul Riclov a murit. La prânz n-am putut să iau înclinația soarelui pentru că cerul era înnorat. Dar cred că suntem totuși pe drumul cel bun și acostarea în Japonii trebuie să fie curând. Dar cât de curând? Întrebă el felinarul care a târnat deasupra capului balansându-se odată cu nava. Cum se face o hartă? Trebuie să existe o cale, își spuse pentru a o mie una oară. Cum să stabilești longitudinea? Trebuie să fie o posibilitate. Cum să păstrezi legumele proaspete? Ce este scorbutul? Băiete, se zice că ar fi o boală a mării, îi spusese Alban Caradoc. Era un bărbat cu pântec imens, cu barba sură încălcită și cu o inimă de aur. Dar nu poți fierbe legumele și să păstrezi fiertura? Se strică, băiete. Nimeni n-a descoperit cum poate fi păstrată. Am auzit că Francis Drake o să ridice ancora în curând. Nu, tu nu poți să pleci, băiete. Am aproape 14 ani. Pe timp și Watt i-ați lăsat să se angajeze și el are nevoie de ucenici piloți. Ei au 16 ani, tu n-ai decât 13. Se vorbește că ar avea de gând să încerce strâmtarea Magellan, apoi să meargă în sus de-a lungul coastei spre ținuturi necercetate, spre Californii, să găsească strâmtoarea Anian, care leagă Pacificul de Atlantic, din Californii spre Terra Nova și în cele din urmă calea de nord-vest. Notă. Calea de nord-vest, calea maritimă între Atlantic și Pacific prin nordul Americii de Nord. Închei nota. Presupusa cale de nord-vest, băiete, nimeni n-a dovedit că există cu adevărat. El o va face. Este acum amiral și vom fi prima navă englezească în strâmtoarea Magellan, prima în Pacific, prima... Eu nu s-am niciodată un prilej ca asta. O, ba da, o să ai și el niciodată nu o să afle drumul lui Magellan. Afară doar dacă nu fură o carte de drum sau nu pune mâna un pilot portughez care să-l conducă. De câte ori trebuie să-ți spun un pilot, trebuie să aibă răbdare. Învață să ai răbdare, băiete. Ai destul? Vă rog. Nu. De ce? Pentru că el va fi plecat 2-3 ani, poate mai mult. Cei slabi și cei tineri vor primi hrana cea mai proastă și cea mai puțină apă. Și din cele 5 nave care pleacă, numai a lui se va întoarce. Tu n-ai să supraviețuiești, băiete. Atunci am să mă angajez numai pe nava lui. Sunt puternic. O să mă ia. Ascultă, eu am fost cu Drake pe nava lui de 50 de tone, Judith, la San Juan de Ulua, unde împreună cu amiralul Hawkins, el se afla pe Minion, am luptat cu spurcații de spanioli ca să ne croim drum afară din port. Aduceam sclav din Guinea în Spania, dar n-aveam îngăduință de negoț de la spanioli și ei l-au tras pe sfoară pe Hawkins și ne-au încercuit flota. Spaniolii aveau 13 nave mari, noi 6. Noi am scufundat 3 dintre ale lor și ei ne-au scufundat pe Salau, Angel, Caravel și Jesus of Lubeck. O, da, Drake a luptat, ne-a scos din încercuire și ne-a adus acasă. Dar nu mai eram decât 11 oameni pe navă, care să spună povestea. Hawkins s-a întors cu 15, atât din 480 de marinari, unul și unul. Drake este fără milă, băiete. Vrea glorie și aur, dar numai pentru el. Dovadă și atâția morți în expedițiile lui. Dar eu nu o să mor. Eu o să fiu unul dintre... Nu. Tu ești tocmit ucenic pentru 12 ani. Mai ai 10 și apoi ești liber. Până atunci însă, până în 1588, vei învăța cum să construiești corăbii și cum să le conduci. Îi vei da ascultare lui Alban Caradoc, maestru constructor de nave, pilot și membru al corporației Trinity House, pentru că altfel nu o să primești niciodată o patalama. Și dacă n-ai patalama, n-ai să fii cărmaci niciodată pe nicio navă în apele englezești, n-ai să comanzi niciodată de pe dunetă nicio navă englezească în nicio apă, pentru că asta a fost legea bunului rege Henric, Dumnezeu să-i odihnească sufletul. Asta a fost legea târfei de Maria Tudor, arde-i sufletul în iad, asta e legea reginei, Dumnezeu să o țină în veci, asta e legea Angliei și e cea mai bună lege care a existat vreodată. Blackthorn își aminti cât de mult își urâse atunci dascălul și Trinity House și monopolul creat de Henric al VIII-lea în 1514, privind instruirea și acordarea de autorizații tuturor piloților și capitanilor englezi, cât
își urâse și cei 12 ani de semisclavie fără de care știa că nu va putea niciodată să obțină singurul lucru ce și-l dorea pe lume. Îl urâse și mai mult pe Alban Caradoc când spre gloria eternă, Drake, cu a lui corabie de 100 de tone, Golden Hind, se întorsese miraculos în Anglia, după o dispariție de 3 ani, fiind prima navă englezească ce a făcut ocolul lumii, având la bord cea mai bogată pradă ce s-a adus vreodată pe acele meleaguri, 1,5 milioane lire sterline în aur, argint, mirodenii și vase de aur și argint. Faptul că 4 nave din cele 5 s-au pierdut, că 8 oameni din 10 au dispărut, că Tim și Watt au dispărut, că un pilot portughez luat ostatic a condus expediția în locul lui Drake, trecând prin strâmtoarea Magellan în Pacific, toate astea nu i-au domolit cu nimic furia. Faptul că Drake a spânzurat un ofițer, că l-a excomunicat pe capelanul Fletcher și n-a reușit să găsească calea de nord-vest, nu i-a micșorat cu nimic admirația compatrioților săi. Regina a luat 50% din bogății și i-a acordat titlul de cavaler. Proprietarii și negustorii care au finanțat expediția s-au ales cu un profit de 300% și au insistat să-i financeze și următoarea expediție piraterească. Toți marinarii l-au implorat să-i angajeze, pentru că el a reușit totuși să se întoarcă acasă, să aducă pradă bogată, iar puținii norocoși care au supraviețuit s-au îmbogățit pentru tot restul vieții. Eu aș fi supraviețuit, își spusese Blackthorn, și partea ce mi-ar fi revenit ar fi fost de ajuns ca să... Rozoruit! Recif în față! Simți strigătul mai mult decât îl auzi. Apoi îl auzi din nou amestecat cu vuietul furtunii. Ieși din cabină, apoi urcă pe scara tambuchiului sus pe dunetă, cu inima bătându-i să-i sară din piept și gâtlejul uscat. Acum era întuneric beznă, turna cu găleata și, pe moment, îl cuprinse o bucurie nebună, știind că ghiordelele făcute din pânză de velă, în urmă cu săptămâni, în curând vor fi pline, gata să se reverse. Își deschise gura spre ploaia ce venea aproape orizontal și îi gustă dulceața, apoi nu mai băgă în seamă furtuna. Îl văzu pe Hendrik paralizat de frică. Marinarul de cart de la Bonpres, Matt Sucker, era ghemuit la prora, strigând fără șir și arătând cu mâna înainte. Privi și el dincolo de corabie. Reciful se găsea la nici 200 de iarzi în față, ghiare imense de roci întunecate strivite de o mare înfometată. Valurile ce se izbeau de țărm formau o linie înspumată de la babord la tribord, care se spărgea intermitent. Furtuna ridica talazuri uriașe de spumă și le azvârlea în întunericul nopții. O parâmă de la prora fu înșfăcată cu putere și verga de la catargul principal fu smulsă. Catargul se cutremură din temelii, dar rezistă. Marea purta neînduplecată nava spre pieire. Toată lumea pe punte, strigă Blackthorn și trase cu violență clopotul. Zgomotul îl scoase pe Hendrik din încremenire. Suntem pierduți, strigă el în olandeză. O, Doamne, ajută-ne! Cheamă echipajul pe punte, idiotule! Ai adormit! Amândoi ați adormit! Blackthorn îl îmbrânci pe scară, se agăță de timonă, o eliberă din legături, se opinti și o învârti mult spre stânga. Își încordă toate forțele când torentul izbi cârma în plin. Nava se zgudui cumplit, apoi prora a început să se balanceze tot mai mult sub vântul năpraznic și în curând ajunseră de-a curmezișul valurilor și vântului. Velele de furtună se umflară, încercând vitejește să preia greutatea navei și toate parâmele se încordară urlând. Următorul val se înălță deasupra lor, dar reușiră să-și croiască drum de-a lungul recifului, apoi el observă talazul uriaș. Strigă spre oamenii care veneau dinspre teugă și căută să-și salveze propria viață. Talazul se abătu asupra navei care se afunda adânc și el crezu că totul s-a sfârșit, dar nava se scutură ca un câine ud și, balansându-se, își croi drum printre valuri. Apa ieșea în cascade prin gurile de scurgere, iar el încerca disperat să treagă puțin aer în piept. Văzu că trupul neînsuflețit al nostromului, care fusese scos pe punte pentru înmormântarea de a doua zi, dispăruse și că talazul următor era și mai mare. Îl prinse pe Hendrik, care gâfâia și se lupta din răsputeri, îl ridică și l-aruncă peste bord. Un alt val năvăli peste punte și Blackthorn își încolăci un braț pe timonă să nu-l smulgă apa. Acum Hendrik era la 50 de iarzi de prora. Un alt val îl înghiți, apoi un talaz imens îl aruncă sus deasupra navei, îl ținu pentru o clipă acolo urlând, după care îl luă, îl izbi de o stâncă făcându-l zob și îl înghiți. Nava încerca pe dibuite să-și croiască drum. O altă parâmă cedă și palancul se răsuci violent până se încurcă în velatură. Vink și un alt bărbat izbutiră să ajungă pe dunetă și prinseră timona venindu-i în ajutor pilotului. Blackthorn vedea reciful amenințător spre tribord, acum mult mai aproape, în față și la babord. Erau mai multe, dar aici colo zărea câte o spărtură. Sus în gabie, Vink!
Scot Trinci înainte. Pas cu pas, Vinc și alți doi marinari urcară pe sarturile arborelui Trinchet, în timp ce dedesubt ceilalți, agățați de frânghii, încercau să le dea o mână de ajutor. Atenție, strigă Blackthorn. Marea sfumegândă mătură puntea, luă un alt om cu ea și aduse înapoi cadavrul Nostromului. Bompresul se înălță din valuri ca apoi să coboare iar, năvălind mai multă apă la bord. Vinc și ceilalți blestemară vela scăpată din parâme. Brusc, ea căzu sub bătaia vântului, bubuind ca o salvă de tun. Vinc și ajutoarele lui rămaseră atârnați acolo, balansându-se deasupra mării, apoi începură să coboare. Recif! Recif în față! Urlă Vinc. Blackthorn și celălalt bărbat rotiră timona spre tribord. Nava șovăi, apoi se răsuci și scoase un scrâșnet prelung când stâncile, abia văzându-se din apă, o atinseră pe latură. Dar era o lovitură piezișă și creasta stâncii se sfărâma. Bordajul rezistă și oamenilor de pe navă le veni inima la loc. Blackthorn observă o spărtură în reciful din față și îndreptă nava spre ea. Vântul era și mai puternic acum, marea mai furioasă. Nava se clătină din pricina unei rafale și timona le scăpă din mâini. Oprinseră, restabiliră drumul navei, dar ea se bălăbănea și se răsucea ca beată. Marea inundă puntea și se năpusti în teugă, zdrobind un om de perete, iar ambele punți erau acum scăldate de valuri. Oameni la pompă! Strigă Blackthorn, văzut doi oameni coborând. Ploaia îi biciuia fața și își ferea ochii, ținându-i întredeschiși. Lampa din habitaclu și cea de drum din pupa se stinseseră de mult. Apoi o altă rafală îmbrânci nava înainte, o dezechilibră, marinarul alunecă și din nou timona se răsuci și le scăpă din mâini. Omul scoase un urlet când o cavilă a timonei îl izbi la tâmplă, lăsându-l în voia valurilor. Blackthorn îl ridică și îl sprijini până trecut talazul înspumat. Văzu apoi că era mort, îi dădu drumul în scaunul de pe punte și valul următor îl luă cu totul. Spărtura îngustă din recif era la 3 puncte de compas în vânt și oricât ar fi încercat Blackthorn nu putea să înainteze. Căută disperat un alt canal, dar știa că nu mai exista niciunul, așa că pentru moment lăsă nava purtată de vânt ca să câștige viteză și apoi o viră puternic iar în vânt. Ea înaintă puțin și își menținu drumul. Urmă un scrâșnet prelung, înnebunitor, când chila răzui crestele ascuțite brici de dedesubt și toți de pe punte au fost siguri că nava o să se facă bucăți și apa o să dea buzna înăuntru. Nava se aplecă în față, scăpând complet de sub control. Blackthorn strigă după ajutor, dar nu l-auzi nimeni, așa că trebuie să se lupte cu timona de unul singur împotriva mării. Fu a zvârlit într-o parte, dar reveni pe bujbuite înapoi și se prinse din nou în timona, întrebându-se în buimăceala lui cum de încă mai rezista cârma. În gura canalului, marea era un vârtej dus de furtună și gâtuit de stânci. Valuri uriașe izbeau reciful, apoi se retrăgeau ca să lupte cu următoarele nou sosite, ca în cele din urmă să se năpustească bezmetice unele asupra celorlalte, dând năvală din toate părțile. Dumnezeii tăi de furtună, urlă Blackthorn, ia-ți mâinile spurcate de pe corabia mea! Timona se răsuci din nou, azvârlindu-l cât colo, și punta se înclină incredibil de mult. Bompresul intră într-o stâncă, se rupse luând cu el o parte din velatură și nava se reechilibră. Arborele Trinchet se încovoie ca un arc și se frânse. Oamenii de pe punte se repeziră cu topoare asupra agrimentului ca să-l elibereze, iar nava înainta a nevoie în strâmtoarea învolburată. Tăiară catargul care se prăvăli în mare, ducând cu el un om prins în încurcătura de parâme și vele. Omul urla, dar n-aveau cum să-l ajute și-l urmăriră apărând și dispărând până nu se mai ivi deloc. Vinc și cei care mai rămăseseră își întoarseră privirea spre dunetă și-l văzură pe Blackthorn înfruntând furtuna ca un nebun. Își făcură cruce și șintețiră rugile. Unii, plângând de frică, se agățau cu disperare de viață. Canalul se lărgi puțin, pentru o clipă, și nava își încetini mersul, dar în față el se îngustă din nou amenințător, iar stâncile păreau mai multe, mai copleșitoare. Valul ricoșă luând nava cu el, o aplecă din nou pe o coastă și o azvârli în brațele sorții. Blackthorn încetă să mai blesteme furtuna și lupta din răsputeri să pună cârma la babord și să o țină acolo. Dar nava, ca și marea, nu mai asculta de nicio lege. Învârte-te, târfă nenorocită, gâfui el la capătul puterilor. Nu mă lăsa de izbeliște. Lupta cu marea se înteți și el își simțea inima gata să pleznească, dar într-un ultim efort își mai încordă forțele ca să-i țină piept. Încercă să-și concentreze privirile pe ceva, însă totul se învârtea în jur, culorile erau neclare și se stingeau. Nava era pe veci împotmolită, dar chiar în clipa aceea, chila răzui un banc de nisip. Izbitura îi întoarse prora. Cârma mușcă cu aviditate apa și atunci vântul și marea își dădură mâna ca să o ajute și la oaltă o răsuciră în direcția vântului și ea zbură prin strâmtoare către mântuire. În golful de dincolo.
Cartea 1. Capitolul 1. Blackthorn se trezi brusc. Pentru o clipă gândi că visează, pentru că se găsea pe uscat și nu-și credea ochilor că se afla într-o cameră. Era mică, foarte curată și acoperită cu rogojin moi. El stătea lungit pe o cuvertură groasă, matlasată, iar alta îl acoperea. Tavanul era din cedru lustruit, pereții din șipci de cedru, dispuse în pătrate, acoperite cu hârtie mată care filtra plăcut lumina. Lângă el se afla o tavă stacojie încărcată cu boluri mici. Unul era cu preparate reci din legume pe care le înfulecă cu lăcomie, aproape fără să le simtă gustul picant. Altul era cu ciorbă de pește și o dădu pe gât. Altul era plin cu terci gros de grâu sau orz. Îl termină repede mâncându-l cu degetele. Apa, într-o tidvă de o formă neobișnuită, era caldă și avea un gust neobișnuit, ușor amărui, dar aromat. Apoi observă crucifixul din nișă. Casa asta este spaniolă sau portugheză, gândi îngrozit. Să fie Japoniile sau Chitaiul. Un panou glisant se deschise. O femeie de vârstă mijlocie, robustă, cu fața rotundă, făcu o plecăciune și zâmbi. Pielea era aurie, ochii negri și înguști, iar părul lung, negru, era adunat îngrijit în creștet. Purta un veșmânt de mătase gri, șosete albe cu talpă groasă și o eșarfă lată purpurie în talie. Goshu Jinsama, gokibun wa ikaga desuka. Ce mai faceți, domnule?" spuse. Așteptă cât el se holbă nătâng spre ea, apoi o spuse din nou. Aici sunt Japoniile?" întrebă el. Japoniile sau Chitaiul?" Ea se uită năucă spre el, neînțelegând nimic, și mai spuse ceva ce el n-avea cum pricepe. Apoi își dădu seama că era gol pușcă. Hainele lui nu se vedeau nicăieri. Prin semne îi arătă că vrea să se îmbrace. Apoi arătă spre bolurile cu mâncare și ea pricepu că lui încă îi mai era foame. Femeia zâmbi, făcu o plecăciune și ieși trăgând ușa glisantă. El se lungi la loc, istovit, capul învârtindu-i se din cauza nenorocitei, insuportabilei nemișcări a dușumelei. Cu un efort încercă să-și adune mințile. Îmi amintesc că lăsasem ancora, gândi, cu Vink. Cred că era Vink. Eram într-un golf, nava intrase cu prora într-un banc de nisip și se oprise. Auzeam valurile spărgându-se de țărm, dar totul era în siguranță. Se vedeau lumini la mal, apoi mă aflam în cabina mea și mai departe, întuneric. Nu mi-amintesc nimic. Și din nou lumini prin întuneric și voci ciudate. Eu vorbeam englezește, apoi în portugheză. Unul din localnici o rupea puțin în portugheză. Sau era portughez? Nu, cred că era băștinaș. L-am întrebat oare unde ne aflăm? Nu mi-amintesc. Apoi eram iar în spărtura din recif și valul uriaș a venit încă o dată și m-a dus în mare și mă scufundam. Apa era rece ca gheața. Nu, marea era caldă și ca un pat de mătase gros de un stânjen. Pe semne că ei m-au scos la mal și m-au adus aici. Trebuie să fi fost așternutul ăsta cel pe care l-am simțit atât de moale și cald, spuse cu voce tare. N-am dormit niciodată pe mătase până acum. Slăbiciunea îl toropi și a dormit fără vise. Când se deșteptă, bolurile de ceramică erau și mai pline cu mâncare, iar hainele erau așezate ordonat lângă el. Fuseseră spălate, călcate și cârpite cu o cusătură fină elegantă. Dar cuțitul-i dispăruse, la fel și cheile. Mai bine aș face rost de un cuțit și asta repede, gândi, sau de un pistol. Ochii se îndreptară spre crucifix. În ciuda spaimei, curiozitatea îi crescu. Toată viața auzise despre piloți și marinari, povești despre incredibilele bogății ale Imperiului Secret al Portugaliei din Orient, despre felul cum îi convertiseră pe păgâni la catolicism și îi țineau în robie, acolo unde aurul era la fel de ieftin ca fierul, iar smaraldele, rubinele, diamantele, safirele erau din belșug ca nisipul mării. Dacă partea cu catolicismul e adevărată, își spuse, pe semne că și cealaltă este, cea cu bogățiile. Da, dar cu cât sunt mai repede în armat și la bordul lui Erasmus, în spatele tunurilor, cu atât mai bine. Mâncă, se îmbrăcă și rămase în picioare, nesigur pe el, deloc în largul lui, așa cum i se întâmpla întotdeauna pe uscat. Cizmele nu erau nicăieri. Se îndreptă spre ușă, clătinându-se ușor și întinse mâna să se sprijine, dar șipțile subțiri nu rezistară greutății lui, se rupseră hârtia făcându-se ferfeniță. Se cumpăni din nou, femeia din coridor se zgâia năucă spre el. Îmi pare rău, spuse, stingerit de neîndemânarea lui. Puritatea camerei fusese într-un fel întinată. Unde-mi sunt cizmele? Femeia se uita neajutorată spre el, așa că o întrebă din nou cu răbdare prin semne și ea se grăbi de-a lungul coridorului, îngenunche și deschise altă ușă glisantă și-i făcu semn cu mâna. De undeva din apropiere se auzeau voci și o apă care curgea. El trecu pragul și se trezi într-o altă cameră, tot aproape goală.
Aceasta dădea într-o verandă cu trepte care duceau într-o grădină mică înconjurată de un zid înalt. Lângă intrarea principală erau două femei în vârstă, trei copii îmbrăcați în haine de un roșu aprins și un bătrân, vădit un grădinar, cu o greblă în mână. Imediat, toți se plecară adânc și-și ținură capetele lăsate. Spre uimirea lui, Blackthorn văzu că bătrânul era gol, afară doar de o fâșie de pânză îngustă, scurtă, înfășurată în jurul șalelor, care abia dacă îi acoperea rușinea. Neața, le spuse neștiind ce altceva să zică. Ei stăteau nemișcați, încă aplecați. Uimit, se uită la ei, apoi cu stângăcie făcu și el o plecăciune spre ei. Toți se îndreptară și îi zâmbiră. Bătrânul mai făcu încă o plecăciune și se întoarse la lucru în grădină. Copiii se zgâiau la el, apoi râzând o luară la fugă. Bătrâna dispăru în casă, dar el încă le mai simțea ochii pironiți asupra lui. Își văzu cizmele la capătul scărilor. Înainte să apuce să le ridice, femeia de vârstă mijlocie era deja acolo, în genunchi, spre încurcătura lui și îl ajută să și le pună. Mulțumesc, spuse. Se gândi o clipă, apoi arătă spre el. Blackthorn, spuse rar. Blackthorn. Apoi arătă spre ea. Cum te cheamă? Ea se holba la el fără să priceapă nimic. Blackthorn, repetă cu grijă, arătând spre el și apoi arătă spre ea. Cum te cheamă? Ea se încruntă și apoi, înțelegând deodată, arătă către sine și spuse. Ona! 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 A repetă foarte mândru de el însuși, pe cât era și ea de sine. Ona! I-a dădut din cap fericită. Ona! Grădina era cu totul deosebită față de ceea ce văzuse el vreodată. O cascadă mică, un pârâu, un pod mic, poteci cu pietriși bine îngrijite, stânci, flori și tufe. Este atât de curat, gândi, și ordonat. De necrezut, spuse el. De închezu, repetă ea plină de solicitudine. Nimic, spuse el. Apoi, nemai știind ce să zică, îi făcu semn să plece. Ascultătoare, ea se înclină din nou și plecă. Blackthorn rămase la soare, rezemându-se de un stâlp. Simțindu-se foarte slăbit, se uita la bătrânul care plivea într-o grădină deja fără fir de bruieni. Mă întreb, unde sunt ceilalți? Mai trăiește oare capitanul general? Câte zile am dormit? Îmi amintesc că mă trezeam și mâncam și mă culcam din nou, fără să mă satur nici de mâncare, nici de vise. Copiii trecură în goană pe lângă el, fugărindu-se unul pe celălalt, iar el se simțea stânjenit pentru ei de goliciunea grădinarului, deoarece îi se vedeau toate cele când se înclina sau se apleca până în pământ și era uimit că ei nu păreau să bage de seamă. Văzu, dincolo de zid, acoperișurile de țiglă sau trestie de la celelalte clădiri și mult mai departe munții înalți. Un vânt răcoros mătura văzduhul, plimbând rotocoale alburii de nori. Albinele zburau încoace și încolo după hrană și era o zi frumoasă de primăvară. Trupul încă îl mai trăgea la somn, dar se desprinse de stâlp și porni spre poarta grădinii. Grădinarul zâmbi, făcu o plecăciune, alergă să-i deschidă poarta, făcu iar o plecăciune și apoi o închise în urma lui. Satul era așezat în jurul portului, în formă de semilună, cu fața spre răsărit. Să tot fi fost vreo 200 de case foarte neobișnuite pentru el, cuibărite la poalele muntelui ce cobora către țărm. În sus erau ogoare în terase și drumuri de țară care duceau spre nord și sud. Jos, lângă apă, drumurile erau pavate cu piatră de râu, iar un chei din piatră înainta de pe țărm în mare. Un port bun, sigur, un dig de piatră, bărbați și femei care curățau pește și făceau plase, o barcă de o formă ciudată pe care o construiau în partea de nord, insule departe în mare către est și sud. Recifurile pe semne tot pe acolo erau sau dincolo de orizont. În port se vedeau multe corăbii neobișnuite, mai toate pentru pescuit, unele cu o singură velă mare, câteva cu lopeți, iar vâslașii stăteau în picioare, nu așezați, și trăgeau la rame altfel decât ar fi făcut el. Câteva corăbii ieșeau în larg, altele erau trase cu prora la cheiul de lemn, iar la 50 de iarzi, la apă bună. Erasmus stătea ancorată corect cu trei chei de lanț la prora. Cine o făcuse? Se întrebă. De-a lungul ei se aflau bărci și la bord zărea băștinași, dar niciunul din oamenii lui. Cine puteau să fie? Aruncă o privire spre sat și abia acum simți numeroșii ochi ațintiți asupra lui. Când oamenii băgare de seamă că îi văzuse, făcură toți plecăciuni și el, încă stângaci, le răspunse la fel. Își reluară fericiți îndeletnicirile. Umblau încoace și încolo, se opreau, se târguiau, făceau plecăciuni unii către alții, părând a fi uitat de el și arătând ca niște fluturi multicolori. Când se îndreptă însă spre țărm, simți la fiecare fereastră, la fiecare ușă, ochi curioși care îl cercetau. Ce-i cu ei? Ce-mi pare atât de straniu la ei? Se întrebă. Nu-s doar hainele și purtarea lor. E... asta e. N-au arme, gândi surprins. Nici săbii, nici puști. De ce oare? Prăvălii deschise, pline cu mărfuri și haine ciudate, se înșirau de-a lungul străzii mici. Podeaua le era puțin înălțată de la pământ, vânzătorii și cumpărătorii erau așezați pe vine sau în genunchi pe dușumeaua curată. Observă că majoritatea purtau saboți sau sandale din papură,
Unii aveau aceleași șosete albe cu talpă groasă despicată între degetul mare și celelalte ca să țină curelele, dar toți își lăsau sandalele și saboții afară, în praf. Cei desculți se ștergeau pe picioare și li se dădeau încălțări speciale pentru interior. Dacă te gândești bine, asta e foarte înțelept, își spuse plin de respect. Apoi îl văzu pe bărbatul cu tonsură apropiindu-se și frica îl săgetă până în măruntaie. Preotul, cu siguranță, era portughez sau spaniol și, deși sutana-i fluturândă era portocalie, nu te puteai înșela în privința crucifixului și mătăniilor din brâu și nici a dușmăniei reci ce îi se citea pe chip. Avea sutana ponosită de drum, iar ghetele de modă europeană erau murdare de noroi. Se uita în port la Erasmus și Blackthorn știa că el trebuie să fi recunoscut nava ca olandeză sau engleză, nouă pe majoritatea mărilor, mai zveltă și mai rapidă, o navă de comerț și de război, copiată și îmbunătățită de pirații englezi care făcuseră prăpăd în mările spaniole. Preotul era însoțit de 10 băștinași cu părul și ochii negri, unul îmbrăcat ca el, doar că avea încălțări în curele. Ceilalți purtau veșminte colorate, ori pantaloni largi sau pur și simplu fâșia de pânză din brâu, dar niciunul nu era înarmat. Blackthorn ar fi vrut să fugă cât mai avea timp, dar știa că nu-l țineau puterile și nici nu avea unde să se ascundă. Înălțimea, robustețea și culoarea ochilor săi îl făceau complet diferit în această lume. Se rezemă cu spatele de perete. Cine ești? Îl întrebă preotul în portugheză. Era un bărbat în jur de 25 de ani, îndesat, oacheș, bine hrănit, cu o barbă lungă. Tu cine ești? I-o întoarse Blackthorn. Asta e o navă pirat olandeză, ești un eretic olandez, sunteți pirați, Dumnezeu să se îndure de voi. Nu suntem pirați, suntem neguțători pașnici, dar nu și pentru dușmanii noștri. Eu sunt pilotul acestei nave, tu cine ești? Părintele Sebatio, cum ați ajuns aici, cum? Am fost aruncați de furtună pe țărm. Cum se numește locul acesta, țara Japoniilor? Da, Japonia. Niponia, spuse preotul iritat. Se întoarse către unul din bărbați, mai în vârstă decât ceilalți, mic și slab, cu brațe puternice și palme bătătorite, cu creștetul ras și restul părului strâns într-o coadă subțire, la fel de sură ca sprâncenele. Preotul îi vorbi potignit în japoneză, arătând spre Blackthorn. Toți erau speriați, unul din ei făcu semnul crucii să se apere. Olandezii sunt eretici, rebeli și pirați. Cum te cheamă? Asta e o așezare portugheză? Ochii preotului erau duri și congestionați. Căpetenia satului spune că a vorbit mai marilor săi despre tine. Ți-a sunat ceasul să plătești pentru păcatele tale. Unde e restul echipajului? Am fost abătuți din drum. Avem nevoie doar de hrană, apă și timp ca să ne reparăm corabia. Apoi vom pleca. Putem plăti pentru... Unde e restul echipajului? Nu știu, pe navă. Cred că sunt pe navă. Din nou preotul se adresă căpetenii satului, care îi răspunse și arătă cu mâna spre celălalt capăt al așezării, dându-i lămuriri amănunțite. Preotul se întoarse iar spre Blackthorn. Aici criminalii sunt răstigniți pe cruce, pilotule. Ai să mori curând. Daimio trebuie să vină cu samuraii săi. Domnul să se îndure de tine. Ce e un daimio? Suzeranul. El stăpânește întreaga provincie. Cum ai ajuns aici? Și samuraii? Războinici, soldați, membri ai castei războinicilor, răspunse preotul cu o iritare crescândă. De unde veniți și cine sunteți? Nu-ți recunosc accentul, îi spuse Blackthorn ca să-l descumpănească. Ești spaniol? Sunt portughez, izbucni preotul înghițind momeala. Ți-am spus, sunt părintele Sebatio din Portugalia. Unde ai învățat atât de bine portugheza? Dar Portugalia și Spania acum sunt una și aceeași țară, îi spuse Blackthorn întărâtându-l. Aveți același rege. Sunt țări diferite, sunt popoare diferite. Așa am fost dintotdeauna. Noi avem propriul nostru steag. Posesiunile noastre de peste mări sunt separate, da, separate. Regele Filip a fost de acord cu asta când ne-a furat țara. Părintele Sebatio își domoli cu greu furia, degetele tremurându-i. El a luat țara mea prin forța armelor acum 20 de ani. Soldații lui și tiranul acela spaniol, creatura diavolului, ducele de Alba, ei l-au distrus pe adevăratul nostru rege. Cheva, acum domnește fiul lui Filip, dar nici el nu e adevăratul nostru rege. În curând vom avea din nou regele nostru, apoi adăugă plin de venin. Știi că ăsta e adevărul. Ceea ce diavolul de Alba a făcut cu țara ta, a făcut și cu a mea. Asta e o minciună. Ducele de Alba a fost ca o ciumă pentru Olanda, dar el n-a cucerit-o niciodată. Este încă liberă. Totdeauna va fi. Dar în Portugalia, Alba a zdrobit o armată mică și apoi s-a predat toată țara. N-aveți pic de curaj. Puteați să-i izgoniți pe spaniol dacă ați fi vrut, dar nu o să o faceți niciodată. Vă lipsește onoarea și vlaga. Sunteți în stare doar să-i ardeți pe nevinovați în numele Domnului. Da, Domnul, să ardeți pe veci în focul iadului, izbucni preotul.
Satana umblă prin lume și o să fie zdrobit. Ereticii vor fi nimiciți. Sunteți blestemați în fața lui Dumnezeu. Fără voia lui, Blackthorn simți cum se trezește în el spaima terorii religioase. Preoții nu sunt urechile Domnului pe pământ și nici nu glăsuiesc cu glasul lui. Noi nu suntem sub jugul vostru împuțit și o să fim întotdeauna liberi. Nu trecuseră decât 40 de ani de când blestemata de Maria Tudor fusese regina Angliei, spaniolul Filip al II-lea, Filip cel Rău, fiind soțul ei. Această fică bisericoasă a lui Henric al VIII-lea, împotriva voinței celor mai mulți, adusese înapoi preoții catolici, inchiziția, procesele ereticilor și dominația papei asupra Angliei, nesocotise opoziția și schimbările adânci ale tatălui ei față de biserica din Roma. Ea domnise 5 ani și în acest timp regatul fusese sfâșiat de ură, teamă și vărsare de sânge. După ce ea murise, urcase pe tron Elisabeta la 24 de ani. Blackthorn era plin de uimire și de o adâncă dragoste filială când se gândea la Elisabeta. De 40 de ani, ea se lupta cu o lume întreagă. A fost mai deșteaptă și a învins pe toți la oaltă, papi, Sfântul Imperiu Roman, Franța și Spania. Excomunicată, a împroșcat cu vorbe de ocară în stânga și în dreapta și ne-a scos teferi la liman, puternici și independenți. Noi suntem liberi, îi spuse Blackthorn părintelui. Voi sunteți terminați. Acum noi avem propriile noastre școli, propriile noastre cărți, propria noastră Biblie, propria noastră biserică. Voi, spaniolii, sunteți toți la fel, pleavă. Voi, călugării, sunteți toți la fel, închinători la chip cioplit. Părintele ridică crucifixul și îl ținu între el și Blackthorn ca pe un scut. O, Doamne, apără-ne de acest diavol! Îți repet, eu nu sunt spaniol, sunt portughez și nu sunt călugăr, sunt un frate din ordinul lui Isus. A, unul din aceia, un iezuit! Da, facă-i se Domnului milă de sufletul tău! Părintele Sebastiu spuse ceva răstit în japoneză și bărbații se îndreptară asupra lui Blackthorn. El se trase cu spatele spre perete și lovi pe unul din ei zdravăn, dar ceilalți se năpustiră asupra lui. Simțea că se sufocă. Nanigoto, da? Ce s-a întâmplat? Brusc, încăierarea încetă. Tânărul stătea la 10 pași de ei. Purta pantaloni largi, strânși la genunchi, saboți, un kimono ușor și 2 săbii în teacă prinse la cingătoare. Una semăna cu un pumnal. Cealaltă, o sabie ce putea fi mânuită cu 2 mâini, era lungă și ușor curbată. Mâna dreaptă o ținea nepăsător pe mâner. Nanigoto da! Întrebă el tăios și, nerăspunzându-i se pe loc, repetă. Nanigoto da! Japonezii căzură în genunchi, cu capetele în țărână. Numai preotul stătea în picioare. Se înclină și începu să explice potignit, dar omul i-o tăie disprețuitor și arătă spre staroste. Mura! Mura, căpetenia satului, își ținea capul adânc plecat și începu repede să explice. Arătă de mai multe ori spre Blackthorn, odată spre corabie și de 2 ori spre preot. Acum nu mai era nicio mișcare pe stradă. Toți cei de față erau în genunchi și cu capetele plecate până în pământ. Starostele termină. Semeț, bărbatul înarmat, îi puse câteva întrebări și el răspunse repede și respectuos. Apoi soldatul îi spuse ceva căpeteniei, fluturând mâna către preot cu un dispreț vădit, apoi către Blackthorn și omul cu părul cărunt rezumă cele spuse în câteva cuvinte pentru preot, care roșii. Bărbatul, care era cu un cap mai scund și mult mai tânăr decât Blackthorn, chipeș și ușor ciupit de vărsat, se uită lung spre străin. Onushii tai doko kara kitanoda. Doko nukuni nomonoda, preotul spuse iritat. Kasigi Omisan zice, de unde vii și de ce nație ești? Domnul Omisan e daimyo? Întrebă Blackthorn înspemântat de săbii. Nu, e samurai. Samuraiul care răspunde de sat. Numele lui de familie e Kasigi. Omi e numele mic. Aici numele de familie este pus totdeauna primul. San înseamnă prea cinstit și se adaugă la toate numele mici ca semn de politețe. Ai face bine să înveți să fii cuvincios și să te porți cât de cât civilizat, dar asta cât mai repede. Aici nu se suportă lipsa bunei cuvințe. Vocea ei se ascuți. Grăbește-te și răspunde. Amsterdam, sunt englez. Uimirea părintelui Sebastio era vădită. El îi spuse samuraiului. Englez, Anglia. Și începu o explicație, dar Omi îl opri iritat și dădu drumul unui torent de cuvinte. Omisa întreabă dacă tu ești conducătorul. Căpetenia satului spune că nu mai sunteți decât câțiva eretici în viață și că mai toți sunt bolnavi. Există un capitan general? Eu sunt conducătorul, răspunse Blackthorn, deși adevărul era că acum pe uscat capitanul general era comandantul. Eu sunt la comandă, adăugă știind că Spielbergen, capitanul general, nu era în stare să comande nimic,
nici pe mare, nici pe uscat, chiar și atunci când era zdravă în citeafăr. Un alt torent de cuvinte din partea samuraiului. Omisan spune că, dat fiindcă tu ești conducătorul, ești liber să te plimbi prin sat oriunde dorești până vine stăpânul lui. Stăpânul lui, Daimio, o să-ți hotărască soarta. Până atunci, ți se dă voie să trăiești ca un oaspete în casa căpeteniei, să vii și să pleci când vrei. Dar nu trebuie să părăsești satul. Echipajul tău este poprit în casa ce i s-a dat și nu-i se îngăduie să o părăsească, înțelegi? Da, unde-mi este echipajul? Părintele Sebastiu arătă vag spre un grup de case de lângă debarcader, vădit tulburat de duritatea și irascibilitatea lui om. Acolo, bucură-te de libertate, piratule! Te-au ajuns păcatele! Wakarimasuka, spuse Omi direct către Blackthorn. El zice, înțelegi? Cum se spune da în japoneză? Părintele Sebastio îi spuse samuraiului. Wakarimasa! Trufaș Omi le făcu semn cu mâna să plece. Toți se înclinară până la pământ, afară de un singur bărbat care se ridică din adins, fără să se plece. Cu o viteză uluitoare, sabia lungă șuieră făcând un arc argintiu în aer și capul omului căzute pe umeri împroșcând cu un torent de sânge pământul. Trupul se mai zbătu de câteva ori și rămase apoi nemișcat. Fără să vrea, preotul se trase înapoi un pas. Nimeni de pe stradă nu-și clintise un singur mușchi. Capetele lor rămaseră plecate până în pământ și nemișcate. Blackthorn înțepeni năuc de-a binelea. Omi își puse nepăsător piciorul pe cadavru. Ikinasai! Plecați, spuse, făcându-le semn să plece. Oamenii din fața lui mai făcură o plecăciune până în pământ, apoi se ridicară și se îndepărtară nepăsători. Strada a început să se golească, la fel și prăvăliile. Părintele Sebastio privi în jos spre cadavru. Grav făcu semnul crucii deasupra lui și spuse: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Privi înapoi țintă la samurai, fără să se mai teamă acum. Ikinasai! Vârful sabiei strălucitoare se sprijinea pe cadavru. După o vreme, preotul se întoarse și plecă. Cu demnitate. Omi îl urmări atent și mai aruncă o privire spre Blackthorn. Blackthorn porni de andăratelea și când fu de ajuns de departe, dădu iute colțul și dispăru. Omi începu să râdă în cascade. Strada era goală. Când râsul i se stinse, apucă sabia cu ambele mâini și începu să ciopârțească încet și mărunt cadavrul. Blackthorn se afla într-o barcă mică, luntrașul vâslin fericit către Erasmus. Nu întâmpinase nicio greutate în obținerea bărcii și acum putea să vadă oamenii de pe puntea principală. Toți erau samurai. Unii aveau platoșe de oțel, dar cei mai mulți purtau kimonouri simple, cum se chemau hainele lor, și cele două săbii. Toți aveau părul pieptănat la fel. Creștetul capului ras, iar părul de la spate și din părți, era strâns într-o coadă dată cu ulei, pliată peste creștet și legată cu grijă. Numai samuraiilor li se îngăduia această pieptănătură, pentru ei fiind obligatorie. Numai samuraii puteau să poarte cele două săbii, sabia cea lungă pentru a ucide, mânuită cu amândouă mâinile, și cea scurtă ca un pumnal, pentru ei săbile erau obligatorii. Samuraii înșirați la parapetul navei îl urmăreau. Neliniștit urcă schela de bord și ajunse pe punte. Un samurai îmbrăcat mai îngrijit decât ceilalți se îndreptă spre el și se înclină. Blackthorn se deprinsese deja cu obiceiurile lor și se aplecă și el la fel, iar toți de pe punte zâmbiră fericiți. Încă era îngrozit de fulgerătoarea decapitare din stradă și zâmbetele lor nu reușiră să-i potolească temerile. Se îndreptă spre scara din tambuchi și se opri brusc. În cadrul ușii fusese lipită o panglică lată de mătase roșie și lângă ea o mică notiță cu o scriere stranie șerpuită. Șovăii verifică cealaltă ușă, dar și aceea era sigilată la fel cu o panglică, iar pe perete fusese prinsă o notiță. Întinse mâna ca să scoată panglica. Hote oche, oprește-te! Ca să se facă înțeles destul de clar, samuraiul de pază își clătină capul. Acum nu mai zâmbea. Dar asta e corabia mea, vreau... Blackthorn își stăpâni tulburarea, ochii nedezlipindu-i se de pe săbii. Trebuie să ajung jos, gândi. Trebuie să-mi iau cărțile de drum, a mea și cea secretă. Doamne, dacă sunt găsite și date preoților sau japonezilor, suntem pierduți. Orice curte din lume, afară de Angliei și a Olandei, ne-ar condamna ca pirați, având o asemenea mărturie. Cartea mea de drum dă date, locuri, cantitatea de pradă luată, numărul de morți în cele trei acostări din Americi și cea din Africa spaniolă, numărul bisericilor jefuite și cum am ars orașe și nave. Iar cartea de drum portugheză?
Asta ne aduce condamnarea la moarte, pentru că, bineînțeles, este furată. Mai bine zis, a fost cumpărată de la un trădător portughez și, după legea lor, orice străin prins cu o carte de drum de-a lor, ca să nu mai vorbim de aceea privind strâmtoarea Magellan, este condamnat imediat la moarte. Iar dacă se găsește o carte de drum la bordul unei corăbii dușmane, urmează să-i se dea foc și toți de pe navă sunt executați fără milă. Nan no Yoda! Ce se întâmplă? Spuse unul din samurai. Vorbiți portugheza? Întrebă Blackthorn în această limbă. Omul ridică din umeri. Wakarimasen! Nu înțeleg. Un altul înaintă și îi se adresă plin de respect conducătorului care încuvință din cap. Portugizu, prieten, spuse acest samurai într-o portugheză rostită cu un accent dur. Își desfăcu partea de sus a kimonoului și îi arătă micul crucifix de lemn ce i-a târnat de gât. Creștin, arătă spre sine și zâmbi. Crestin, apoi arătă spre Blackthorn. Crest? Blackthorn șovăi și încuvință din cap. Creștin, portugizu? Englez. Bărbatul discută cu conducătorul, amândoi ridicară din numeri și se uitară din nou spre el. Portugizu! Blackthorn clătină din cap, nevoind să nu le dea dreptate. Prietenii mei? Unde sunt? Samuraiul arătă spre capătul de răsărit al satului. Prieteni, aceasta este corabia mea, vreau să merg jos. Blackthorn o spuse în fel și chip și prin semne și ei înțeleseră. Ah, so desu! Kenjiru! Da, așa e, interzis, spuseră ei pe un ton autoritar, arătând spre notiță și făcură o plecăciune. Era destul de clar că nu îi se dădea voie să meargă. Kinjiru trebuie să însemne interzis, gândi Blackthorn sâcâit. Ei, la dracu cu asta. Apăsă clanța și crăpă ușa foarte puțin. Kinjiru! Fu smucit și întors cu fața către samurai. Săbile erau pe jumătate scoase din teac. Nemișcați, cei doi bărbați așteptau ca el să ia o hotărâre. Ceilalți de pe punte priveau nepăsători. Blackthorn știa că n-avea altceva de făcut decât să o lase baltă, așa că ridică din numeri, merse mai departe și verifică garlinele și nava cât putea mai bine. Velele zdrențuite erau coborâte și strânse la locul lor. Dar felul de ancorare era deosebit de tot ce văzuse vreodată, așa că bănui că japonezii trăseseră nava la loc ferit. Începu să coboare spre schela de bord și se opri. Simți că îl trec sudor reci când îi văzu pe toți urmărindu-l cu o căutătură rea și îl străfulgeră gândul. Doamne, cum am putut să fiu atât de idiot? Se înclină politicos și imediat ostilitatea dispăru, toți se înclinau și zâmbeau din nou. Dar încă mai simțea transpirația prelingându-i se pe spate și urâ tot ce avea legătură cu japoniile, dorindu-și să se vadă cu echipajul înapoi la bord, înarmați și în largul mării. Pe Dumnezeul meu, cred că greșești, pilotule, spuse Ving. Zâmbetul său larg, cu gura-i știrbă, era dezgustător. Dacă te poți obișnui cu lăturile pe care ei le numesc mâncare, ăsta e cel mai bun loc în care am fost vreodată. Am avut două femei în trei zile și ele sunt ca iepurii. Ți-ar face orice numai să le arăți cum. Așa e. Dar nu poți face nimic fără carne sau rachiu. Eu sunt istovit și n-am mers decât odată, spuse Metsuker, fața îngustă schimonosindu-se. Ticăloșii ăștia de galben nu vor să înțeleagă că nouă ne trebuie carne, bere și pâine. Și rachiu sau vin. Asta e cel mai rău. Doamne Dumnezeule, dau regatul pentru un strop de grog. Bacchus Van Neck era cătrănit. Traversă încăperea și se opri lângă Blackthorn, iscodindu-l cu privirea. Era foarte miop și își pierduse ultima pereche de ochelari în timpul furtunii, dar chiar și cu ei tot așa se vâra în tine. Era negustorul șef și reprezentantul companiei olandeze a Indiei de Est, care finanțase expediția. Suntem pe uscat și teferi și încă n-am pus gura pe băutură. Nici măcar o singură picătură. Îngrozitor. Tu ai primit ceva, pilotule? Nu. Lui Blackthorn nu-i plăcea să se apropie cineva între atâta de el, dar Bacchus îi era prieten și aproape orb, așa că nu se trase la o parte. Doar apă fierbinte cu niște ierburi în ea. Ei pur și simplu nu pot pricepe ce e grogul. Nu ne dau decât apă fiartă cu ierburi. Bunule Dumnezeu, ajută-ne! Poate nu există nicio băutură în toată țara. Ochii îl dureau. Fă-mi un pustiu de bine, pilotule. Cere puțină băutură, vrei? Blackthorn găsise casa dată lor în marginea de răsărit a satului. Samuraiul de pază îl lăsase să intre, dar oamenii lui îi confirmaseră că ei n-aveau voie să depășească poarta grădinii. Casa avea multe camere, la fel ca a lui,
dar era mai mare și plină de servitori de diferite vârste, atât bărbați cât și femei. Din oamenii lui trăiau 11. Morții fuseseră luați și duși de japonezi. Legumele proaspete date din belșug începuseră să îndepărteze scorbutul și toți, în afară de doi, se vindecau rapid. Cei doi aveau pântecăraie. Vinc le luase sânge, dar n-ajutase. Nu credea că aveau să mai apuce noaptea. Capitanul general era într-o altă cameră, încă foarte bolnav. Song, bucătarul, un bărbat scund și îndesat, spuse râzând: "E bine aici, așa cum zice Johan, pilotule, afară de hrană și lipsa băuturii. E în regulă și cu băștinașii, atâta vreme cât nu-ți porți încălțările în casă. Galbenii ăștia prăpădiți sunt ca scoși din minți dacă nu te descalți." "Ascultați," spuse Blackthorn, "este un preot aici, un iezuit. Doamne Dumnezeule!" Tot cheful de glumă le dispărut după cele povestit despre preot și decapitare. "De ce i-a retezat capul, pilotule?" "Nu știu." "Mai bine ne-am întoarce pe navă. Dacă ne prind papistașii pe aici..." Teama puse stăpânire pe toți. Salamon, mutul, îl privea pe Blackthorn. Bolborosea ceva, bășici de salivă îi apăruseră la colțurile gurii. "Nu, Salamon, nu e nicio greșeală," spuse Blackthorn blând, răspunzând întrebării nerostite. "El a zis că e iezuit." "Doamne, iezuit sau dominican sau ce mama naibii o fi, e tot un drac," spuse Vink. "Mai bine ne-am întoarce pe navă. Pilotule, roagă-l pe samuraiul ăla, ce zici?" "Suntem în mâinile domnului," spuse Jan Roper. Era unul dintre negustorii aventurieri, un tânăr cu ochii înguști, frunte înaltă și nas subțire. "El ne va apăra de slujitorii satanei." Vink se întoarse spre Blackthorn. "Ce-i cu portughezii, pilotule? Ai văzut vreunul prin preajmă?" "Nu, nu este nici urmă de ei în sat." "Au să dea năval aici îndată ce-or afla de noi," spuse Matt Zucker pentru toți, iar musul Croc dădu drumul unui oftat. "Da, și dacă este un preot, trebuie să fie și alții." Ginsel își trecu limba peste buzele uscate, iar blestemații lor de conchistador niciodată nu sunt prea departe. "Așa e," adăugă neliniștit Vink. "Sunt capăduchii." "Doamne Dumnezeule, papistașii," murmură cineva, "și conchistadorii." "Dar suntem în Japonia, nu, pilotule?" întrebă Van Neck. "El ți-a spus asta?" "Da, de ce?" Van Neck veni mai aproape și coborâ vocea. "Dacă preoții sunt aici și câțiva din băștinași sunt catolici, pe semne că și cealaltă parte e adevărată. Cea cu bogățiile, aurul, argintul și pietrele prețioase." În cameră se făcu tăcere. "Ai văzut ceva, pilotule? Ai văzut pietre prețioase sau aur la băștinași?" "Nu, nimic." Blackthorn se gândi un moment. "Nu mi-aminte să fi văzut ceva. Nici lănțișoare, nici mărgele, nici brățări." "Ascultați, altceva vreau să vă spun. Am fost la bordul lui Erasmus, dar e sigilat." Le povesti ce se întâmplase și neliniștea lor crescu. "Doamne, dacă nu ne putem întoarce pe navă și sunt preoți pe aici și papistași, trebuie să plecăm de aici." Vocea lui Matt Zucker început să tremure. "Pilotule, ce-i de făcut? Or să ne ardă de vii. Conchistadorii, porcii ăia, or să dea buzna cu săbiile lor." "Suntem în mâinile Domnului," rosti plin de convingere Jan Roper. "El o să ne apere de anticrist. Asta e făgăduiala lui. N-aveți de ce vă teme." Blackthorn spuse: "După felul cum samuraiul Omi-san a mărâit spre preot, sunt sigur că-l urăște. Asta e bine, nu? Ce aș vrea să știu este de ce preotul nu poartă sutana lor obișnuită. De ce e portocalie? Așa ceva n-am văzut niciodată." "Da, asta e curios," spuse Van Neck. Blackthorn își ridică privirile spre el. "Pe semne că puterea lor aici nu este mare. Asta ne-ar putea ajuta mult." "Ce facem, pilotule?" întrebă Ginsel. Să fim liniștiți și să așteptăm până sosește șeful lor, acest Daimio. El o să ne lase să plecăm. De ce n-ar face-o? Noi nu le-am pricinuit niciun rău. Avem mărfuri cu care să facem negoț. Nu suntem pirați, n-avem de ce să ne temem." "Asta e adevărat și nu uitați că pilotul a spus că sălbaticii nu sunt toți papistași," spuse Van Neck, mai mult să se încurajeze pe el decât pe ceilalți. "Da, e bine că samuraiul îl urăște pe preot. Și luați aminte, numai samuraii sunt înarmați. Asta nu e așa de rău, nu? Atenție la samurai și trebuie să ne luăm armele înapoi. Asta ar fi părerea mea. O să fim la bord când nici cu gândul nu gândești." "Ce se va întâmpla dacă acest Daimio e papistaș?" întrebă Jan Roper. Nu-i răspunse nimeni. Apoi Ginsel spuse: "Pilotule, omul cu sabia? El i-a tăiat pe celălalt băștinaș în bucăți după ce i-a retezat capul?" "Da." "Doamne, ăștia sunt sălbatici, nebuni.
Ginsel era un tânăr înalt, chipăș, cu brațe scurte și picioare foarte arcuite. Scorbutul îl lăsase complet știrb. După ce a zburat capul, ceilalți au plecat pur și simplu, fără să spună nimic? Da. Doamne Dumnezeule, un om neînarmat omorât chiar așa? De ce a trebuit să-l omoare? Nu știu, Ginsel, dar o asemenea iuțeală n-ați văzut voi niciodată. Într-o clipită sabia a fost scoasă din teacă și în următoarea capul se rostogolea. Doamne, apără-ne! Iisuse, Doamne, murmură Van Neck. Dacă nu ne putem întoarce pe corabie, blestemată fie furtuna aia, mă simt așa de neajutorat fără ochelari. Cât samurai erau pe navă, pilotule? Întrebă Ginsel. 22 pe punte. Dar erau mai mulți pe țărm. Urgia Domnului o să se abată asupra păgânilor și păcătoșilor și toți au să ardă pe veci în iad. Mi-ar plăcea să fiu sigur de asta, Ian Roper, spuse Blackthorn cu năduf, simțind cum teama de răzbunarea cerească punea stăpânire pe cei din încăpere. Era foarte obosit și voia să doarmă. Poți să fii sigur, pilotule. O, da, eu sunt. Eu mă rog să-ți deschizi ochii în fața adevărului Domnului, să ajungi să-ți dai seama că ne aflăm aici din pricina ta, de fapt, ce-a mai rămas din noi. Ce? Spuse Blackthorn amenințător. De ce l-ai sfătuit pe capitanul general să ne îndreptăm spre japonii? Asta nu era în ordinele noastre. Noi trebuia să prădăm lumea nouă, să purtăm război în inima ținuturilor dușmane și apoi să ne întoarcem acasă. Navele spaniole erau la sud și nord, iar noi n-aveam unde fugi în altă parte. Ți s-a dus și ținerea de minte odată cu Glagoria. A trebuit să navigăm spre vest, era singura noastră scăpare. Eu n-am văzut niciodată nave dușmane, pilotule. Niciunul din noi n-a văzut. Haide, Ian, spuse Van necobosit. Pilotul a făcut ce a crezut că e mai bine. Bineînțeles că spaniolii erau acolo. Da, ăsta e adevărul și pentru Dumnezeu. Noi ne aflăm la mii de leghe de prieteni și în apele dușmanului, rosti Ving. Ăsta e adevărul Domnului. Și tot adevărul Domnului e că s-a pus la vot. Noi toți am spus da. Eu n-am zis, Song spuse. Pe mine nu m-a întrebat nimeni. O, Doamne! Potolește-te, Johan, spuse Van Neck, încercând să domolească încordarea. Noi suntem primii care am ajuns în Japonia. Vă amintiți tot ce se povestea? Suntem bogați dacă ne păstrăm mințile. Avem mărfuri ce pot fi vândute și aici este aur, trebuie să fie. Unde altundeva ne putem vinde încărcătura? Nu acolo, în lumea nouă, fugăriți și în grabă. Ei ne hăituiau și spaniolii știau că am plecat din Santa Maria. A trebuit să plecăm din Chile și nu mai aveam nicio scăpare prin strâmtoare, unde, bineînțeles, că ei ne pândeau. Nu, asta a fost singura noastră salvare și a fost o idee bună. Mărfurile noastre schimbate pe mirodenii, aur și argint, ce ziceți? Gândiți-vă la profit. În miit, ca de obicei. Suntem în insulele mirodeniilor. Cunoașteți bogățiile Japoniilor și Chitaiului. Toți au auzit de ele dintotdeauna. Toți am auzit. Pentru ce altceva ne-am îmbarcat? Vom fi bogați, o să vedeți. Suntem morți, ca toți ceilalți. Suntem pe pământul satanei. Vink spuse mânios. Taci odată, Roper. Pilotul a făcut bine. Nu e vina lui că ceilalți au murit. Nu e vina lui. Totdeauna mor oameni în asemenea călătorii. Ochii lui Ian Roper erau sticloși, iar pupilele micșorate. Da, Domnul să le odihnească sufletele. Fratele meu a fost unul din ei. Blackthorn îi văzu privirea împătimită și îl urâ pe Ian Roper. În sinea lui se întrebă dacă într-adevăr navigase spre vest ca să evite navele dușmane sau pentru că a dorit să fie primul pilot englez care a trecut strâmtoarea, primul în post de comandă, pregătit și în stare să o taie spre vest și ca atare primul cu prilejul norocos de a face ocolul pământului. Ian Roper șuieră. Ceilalți n-au murit din pricina ambiției tale, pilotule. Domnul o să te pedepsească. Gata, acum taci. Cuvintele lui Blackthorn erau blânde, dar categorice. Ian Roper se uită spre Blackthorn cu aceeași privire fixă, sfredelitoare și nu mai scoase o vorbă. Bun. Blackthorn se așeză obosit pe dușumea și se sprijini de una din rezemători. Ce-i de făcut, pilotule? Trebuie să așteptăm și să fim pregătiți. Șeful lor vine curând, atunci lucrurile se vor limpezi. Vink se uita afară la samuraiul care stătea pe vine și nemișcat lângă poartă. Priviți la nenorocitul ăsta. Stă acolo de ceasuri, nu se clintește deloc, nu scoate o vorbă, nici măcar nu se scobește în nas. Totuși, nu ne supără cu nimic, Johan, absolut cu nimic, spuse Van Neck. Da, dar nu facem decât să dormim, să prea curvim și să mâncăm lături. Pilotule, el e unul singur, noi suntem 10, spuse Ginsel în șoaptă. M-am gândit la asta. Dar nu suntem încă pregătiți. Mai durează o săptămână până să scăpăm de scorbut, spuse Blackthorn. Sunt prea mulți pe corabie. N-aș vrea să primejdim nici măcar un om, dacă n-avem o lance sau o pușcă. Sunteți păziți și noaptea? Da, garda se schimbă de 3-4 ori.
A văzut cineva vreo santinelă dormind?" întrebă Van Neck, clătinarea din cap. Am putea să ne îmbarcăm la noapte," spuse Jan Roper. Cu ajutorul domnului vom învinge păgânii și vom lua corabia." Destupă-ți urechile! Ce ți-a spus pilotul? Tu n-asculți?" scuipă Vink cu scârbă. Așa-i, încuvință Peterson, tunarul." Nu-l scoate din răbdări pe bătrânul Vink." Ochii lui Jan Roper se îngustară și mai mult. Ai grijă de sufletul tău, Johan Vink. Și tu de-al tău, Hans Peterson. Ziua judecății de apoi se apropie." Plecă și se așeză în verandă. Van Neck rupse tăcerea. Totul o să fie bine, o să vedeți." Roper are dreptate." Lăcomia ne-a adus aici," spuse Musul Croc cu o voce tremurată. Este pedeapsa lui Dumnezeu." Termină," Musul zise iar. Da, pilotule, îmi pare rău, dar..." Ei bine, Maximilian Croc era cel mai tânăr dintre ei, avea doar 16 ani și se îmbarcase în această călătorie pentru că tatăl lui fusese capitanul uneia dintre corăbii, iar gândul lor fusese să se îmbogățească. Își văzuse însă tatăl murind în chinuri când prădaseră orașul spaniol Santa Magdalena în Argentina. Prada fusese bogată, dar aflase ce înseamnă o siluire, o încercase și el, urându-se pe sine sătul de mirosul de sânge și de atâta omor. Mai târziu îi văzuse pe mai mulți dintre prietenii lui murind, din cele 5 corăbii nemai rămânând decât una, iar acum se simțea mai bătrân decât toți. Îmi pare rău, iertați-mă." De câtă vreme am debarcat, Bacchus?" întrebă Blackthorn. Asta e a treia zi." Van Neck se trase iar mai aproape, așezându-se pe vine. Nu mi-amintesc prea clar sosirea, dar când m-am dezmeticit, sălbaticii erau pe corabie. Foarte cuvincioși și binevoitori, totuși. Ne-au dat hrană și apă fierbinte. Au luat morții și au coborât ancorele. Nu mai țin minte prea multe, dar cred că ne-au remorcat pentru o ancorare sigură. Tu vorbeai fără șir și când te-au dus la țărm. Am vrut să te ținem cu noi, dar nu ne-au lăsat. Unul din ei rupea câteva cuvinte în portugheză. Părea să fie căpetenia lor, avea părul cărunt. El nu înțelegea ce este pilot șef, dar știa capitan. Era destul de limpede că voia să-l dea capitanului nostru o locuință separată, dar spunea că nu trebuie să ne temem pentru că vei fi bine îngrijit. Și noi de asemenea. Apoi ne-a condus aici. De fapt, mai mult ne-au cărat și el a spus că trebuie să stăm înăuntru până sosește capitanul lui. N-am vrut să-i lăsăm să te ia, dar n-am avut încotro. Pilotule, o să-l rogi pe staroste de niște vin orrachiu? Van Neck își trecu limba peste buzele însetate, apoi adăugă. Acum, dacă mă gândesc bine, el a amintit și de Daimio. Ce o să se întâmple când va sosi acel Daimio? Are careva vreun cuțit sau pistol? Nu, spuse Van Neck, scărpinându-se neatent de păduchii din păr. Ei ne-au strâns hainele să le spele și au oprit armele. Atunci nici nu m-am gândit la asta. Mi-au luat și cheile și pistolul. Aveam toate cheile pe un inel, de la camera tezaurului, de la seif și de la depozitul de muniții. Totul e închis pe navă. N-ai de ce te teme pentru asta. Nu-mi place să n-am cheile. Devin foarte nervos. Blestemații de ochi, mi-ar pica bine acum urachiu, chiar și o halbă de bere. Doamne Dumnezeule, samuraiul l-a tăiat în bucăți, nu-i așa? Spuse Song, fără să vorbească cuiva anume. Pentru Dumnezeu, tacă-ți flanca, se spune samurai. Doar se uită omul la tine și-l apucă pântecăraia, zise Ginsel. Sper că nenorocitul ăla de preot nu o să vină aici, spuse Vink. Dumnezeu ne are în pază. Van Neck încă încerca să pară plin de încredere. Când o să vină Daimio, o să fim eliberați. O să ne recăpătăm corabia și armele. O să vedeți. O să ne vindem toată marfa și o să ne întoarcem în Olanda bogați și teferi, făcând în conjurul lumii, fiind primii olandezi care l-au făcut vreodată. Catolicii or să se ducă la dracu și ăsta e sfârșitul. Nu, nu e, spuse Vink. Când aud de papistași, se încrețește carnea pe mine. E peste puterile mele. Asta și gândul la conquistadori. Crezi că o să vină aici cu toții pilotule? Nu știu, aș zice că da. Aș vrea să avem toată escadra aici. Vieții de ei, spuse Vink, măcar noi suntem în viață. Matt Sucker spuse, poate că sunt acasă. Poate că s-au întors în strâmtoarea Magellan când furtuna ne-a împrăștiat. Nădăjduiesc să ai dreptate, spuse Blackthorn, dar cred că au pierit cu toții. Pe Ginsel îl trecură fiorii. Măcar noi suntem în viață. Cu papistași aici și cu păgânii ăștia, cu firile lor împuțite, eu n-aș da nicio ceapă degerată pe viețile noastre. Blestemată fie ziua când am plecat din Olanda, zise Peterson. Și blestemat tot grogul de pe fața pământului. Dacă n-aș fi fost biat criță, acum aș fi în pat cu bătrânica mea în Amsterdam. Blestemă ce vrei, Peterson, dar nu băutura. E tot ce e mai bun în viață. Aș zice că am intrat la apă până în gât și valul vine, nu se încurcă. Vink își roti ochii. Da, vine, nu glumă.
N-am crezut că o să mai ajungem vreodată pe uscat, spuse Metsuker. Semăna cu un dihor, atâta doar că n-avea niciun dinte. Niciodată. Și în Japonii nici atât. Papistași împuțiți, nu o să plecăm în veci de aici. Aș vrea să avem niște arme. Ce pământ nenorocit. N-am vrut să zic nimic, pilotule, adăugă repede când Blackthorn se uită spre el. Doar ghinion, asta e tot. Mai târziu, servitorii le aduseră din nou mâncare. Mereu aceleași legume, preparate sau crude, cu puțin oțet, ciorbă de pește și terci de grâu sau orz. Toți refuzară bucățile mici de pește crud și cerură carne și băutură, dar n-au fost înțeleși. Către apusul soarelui, Blackthorn plecă. Se săturase de spaimele, de urile și de vorbele lor deșanțate. Le spuse că se va întoarce când se va face ziua. Pe străzile înguste, prăvăliile erau tixite. Găsi strada și poarta casei lui. Petele de sânge de pe pământ fuseseră îndepărtate, iar cadavrul dispăruse. Parcă aș fi visat, își spuse. Poarta de la grădină se deschise înainte ca el să o atingă. Bătrânul grădinar, tot numai cu bucata de pânză din brâu, deși acum vântul începuse să piște, zâmbi și se aplecă. Konbanwa! Bună seara! Salut, îi spuse Blackthorn fără să se gândească. Urcă scările și se opri aducându-și aminte de cizme. Le scoase și intră de sculț în verandă și apoi în cameră. O traversă, ieși într-un coridor, dar nu-și găsea camera lui. Ona, strigă! Apăru o bătrână. Hai! Da, unde e Ona? Bătrâna se încruntă și arătă spre sine. Ona! O, pentru Dumnezeu, spuse Blackthorn iritat. Unde e camera mea? Unde e Ona? Mai împinse încă o ușă. Patru japonezi stăteau pe podea în jurul unei mese joase și mâncau. Recunoscu pe unul din ei, bărbatul cu părul cărun, căpetenia satului, care fusese cu preotul. Toți se înclinară. O, iertați-mă! Spuse și împinse ușa la loc. Ona, strigă! Bătrâna se gândi un moment, apoi îi făcu semn cu mâna. O urmă într-un alt coridor. Ea împinse o ușă. El își recunoscu camera după crucifix. Patul era deja așternut. Mulțumesc, spuse ușurat. Acum du-te și adu-o pe Ona. Bătrâna plecă târșind ușor picioarele. El se așeză pe jos, capul și trupul îl dureau, își dorea un scaun și se întreba unde le-or fi ținând. Cum să ajungem pe corabie? Cum să facem rost de arme? Trebuie să fie o cale. Se auziră iar pași și apărură trei femei. Bătrâna, o tânără cu fața rotundă și doamna de vârstă mijlocie. Bătrâna arătă spre fata care părea puțin speriată. Ona, nu? Blackthorn se ridică înfuriat și repezi un deget spre femeia de vârstă mijlocie. Aceasta e Ona, pentru Dumnezeu. Nu-ți știi numele? Ona, mi-e foame. Îmi puteți da ceva de mâncare? Își frecă stomacul mimând foamea. Ele se uitară una la alta. Apoi femeia de vârstă mijlocie înălță din umeri, spuse ceva ce le făcu pe celelalte să râdă, se duse spre pat și începu să se dezbrace. Celelalte două se așezară pe vine cu ochii larg deschiși, așteptând. Blackthorn era năucit. Ce faci? Ishimasho! Hai să o facem, spuse ea scoțându-și cingătoarea și desfăcându-și kimonoul. Sânii uscați îi atârnau fleșcăiți și pântecul era enorm. Era foarte clar că avea de gând să se bage în pat. El își clătină capul, îi spuse să se îmbrace, o prinse de braț și ele toate începură să discute și să gesticuleze, iar femeia devenise destul de furioasă. Făcu un pas, ieși din jupa lungă și goală, încercă să se vâre iarăși nașternut. Sporovoiala lor încetă și toate se aplecară când intră încet din coridor bărbatul cu părul cărunt. Nanda, Nanda! Ce e? Întrebă el. Bătrâna explică ce se întâmplase. Tu vrei femeia asta? Întrebă el foarte surprins, într-o portugheză cu accent dur, abia inteligibilă și arătă spre femeia goală. Nu, bineînțeles că nu. Voiam doar ca Ona să-mi aducă ceva de mâncare. Blackthorn arătă neliniștit spre ea. Ona. Ona înseamnă femeie. Japonezul făcu un gest spre toate trei. Ona, Ona, Ona. Tu vrei Ona? Blackthorn își clătină capul obosit. Nu, nu. Mulțumesc. Am făcut o greșeală. Îmi pare rău. Care e numele ei? Poftim? Care e numele ei? A, Namu e Haku, spuse el. Haku? Hai, Haku. Îmi pare rău, Haku-san, am crezut că Ona este numele tău. Bărbatul îi explică lui Haku și ea nu fu deloc încântată. Dar el mai spuse ceva și toate priviră spre Blackthorn, chicotiră cu mâinile la gură și plecară. Haku ieși din cameră dezbrăcată, cu kimonoul pe braț și plină de demnitate. Mulțumesc, spuse Blackthorn furios pe propria neghiobie. Asta casa mea. Namul meu Mura. Mura-san, al meu e Blackthorn. Poftim? Namul meu e Blackthorn. Berakton. Mura încercă să-l spună de mai multe ori, dar nu izbuti. În cele din urmă se lăsă pe gubaș, iscodindu-l pe uriașul din fața lui.
Acesta era primul barbar pe care îl văzuse vreodată, afară de părintele Sebastiu și de celălalt preot întâlnit cu foarte mulți ani în urmă. Dar oricum, gândi el, preoții au părul negru, ochii negri și sunt de înălțimea obișnuită. Dar acest bărbat e înalt, cu păr auriu, barba aurie, ochi albaștri și o piele de o albeață neobișnuită, acolo unde nu vede soarele și roșcată unde e arsă de soare. Nemaipomenit, eu am crezut că toți bărbații au păr negru și ochi negri. Noi toți avem așa. Și chinezii la fel. Nu e China lumea întreagă dacă nu mai pui la socoteală pământul barbarilor portughezi din sud? Nemaipomenit. Și de ce urăște părintele Sebastiu atât de mult pe omul ăsta? Pentru că se închină la Satan? N-aș crede, pentru că părintele Sebastiu ar putea să alunge pe diavol dacă ar vrea. Ehei, nu l-am văzut niciodată pe bunul părinte atât de mânios. Niciodată, uluitor. Să fie ochii albaștri și părul auriu semnul Satanei? Mura își ridică privirea spre Blackthorn și își aminti cum încercase să-i pună întrebări la bordul navei și apoi, când acest capitan își pierduse cunoștința, hotărâse să-l aducă în propria ei casă pentru că era conducătorul și, ca atare, trebuia să-i se acorde o cinste deosebită. Îl așezaseră pe cuvertura matlasată și îl dezbrăcaseră mai mult decât curioși. Făloșenia lui de neprețuit e măreață, neh? Nu? Spusese mama lui Mura, Saiko. Mă întreb cum o fi când e în plin avânt. Grozavă, răspunse el și toți râseră și mama și soția și prietenii și servitorii și doctorul. Cred că femeile lor trebuie să fie la fel de bine înzestrate, spusese soția lui Niji. Prostii, fată dragă, spusese mama lui. O mulțime din curtezanele noastre i-ar putea da de minune găzduirea cuvenită. Își clătinase capul mirat. N-am văzut niciodată în toată viața mea ceva care să-i semene. Foarte ciudat, într-adevăr, neh? Îl spălaseră și el tot nu-și revenise din leșin. Doctorul gândise că ar fi fost neînțelept să-l bage într-o baie adevărată până nu se trezea. Poate că ar trebui să ținem cont, Murasan, că noi nu știm cum este în fapt barbarul, spusese el cu o judecată înțeleaptă. Îmi cer iertare, dar am putea să-l omorâm din greșeală. E clar că e la capătul puterilor. Trebuie să avem răbdare. Dar ce facem cu păduchii din părul lui? Întrebase Mura. Pentru moment vor rămâne acolo. Se pare că toți barbarii au. Îmi pare rău. V-aș sfătui să aveți răbdare. Nu credeți că am putea să-i spălăm părul? Spusese soția lui. Am fi foarte atente. Sunt sigură că stăpâna ar vrea să supravegheze umilele noastre strădanii. Asta l-ar ajuta pe barbar și ne-ar păstra casa curată. Bine, puteți să-l spălați, spusese mama lui punând capăt discuției. Acum, fără să vrea, Mura își aruncă privirea spre Blackthorn. Apoi își aminti ce le spusese preotul despre acești pirați și oameni ai diavolului. Dumnezeu Tatăl să ne apere de acest rău, gândi. Dacă aș fi știut că e așa de cumplit, nu l-aș fi adus niciodată în casa mea. Nu, își spuse. Acum ești obligat să-l tratezi ca pe un oaspete de vază, până Omisan spune altfel. Dar ai fost înțelept trimițând vorbă preotului și lui Omisan în același timp. Foarte înțelept. Tu ești căpetenia, tu aperi satul și tu singur ești răspunzător. Da, și Omisan te va face pe tine vinovat pentru moartea din dimineața asta și pentru neobrăzarea omului mort și pe bună dreptate. Nu fi prost, Tamazaki. Pui în joc bunul nume al satului? Neh? Își prevenise prietenul pescarul de zeci de ori. Domolește-ți nesupunerea. Omisan n-are de ales. Trebuie să ia în râs pe creștini. Dar miul nostru nu-i urăște pe creștini? Ce altceva poate face Omisan? Nimic, așa-i, Murasan, te rog, iartă-mă. Îi răspundea totdeauna Tamazaki, la fel de cuvincios. Dar budiștii ar trebui să aibă mai multă îngăduință, neh? Nu sunt ei și zen-budiști? Zen-budismul însemna autodisciplina. Se baza în special pe principiul ajută-te singur și pe meditație pentru a atinge starea de iluminare. Majoritatea samuraiilor aparținea zen-budismului, pentru că li se potrivea, părea aproape făcut anume pentru un războinic mândru și netemător de moarte. Da, budismul ne învață să avem îngăduință. Dar de câte ori trebuie să ți se tot aduc aminte că ei sunt samurai și că aici e Izu și nu Kyushu și chiar dacă era Kyushu, tu ești totuși cel care greșește. Totdeauna, ne? Da, te rog iartă-mă, știu că greșesc, dar uneori simt că nu pot trăi cu propria rușine când Omisan e atât de batjocoritor față de adevărata credință. Tamazaki, acum ești mort și tu ai vrut-o, pentru că l-ai insultat pe Omisan neplecându-te în fața lui și asta ai făcut-o numai pentru că el a spus acest preot rău mirositor de religie străină. Deși preotul într-adevăr miroase, iar adevărata credință e străină. Bietul meu prieten, acest adevăr nu o să țină acum de foame alor tăi și nici nu o să șteargă dezonoarea de pe satul meu. O, Doamne, binecuvântează-l pe vechiul meu prieten și învrednicește-l cu bucuria raiului tău. Mă aștept la o grămadă de necazuri din partea lui Omisan, își spuse Mura. Și, de parcă asta n-ar fi destul, acum vine și Daimyo. O neliniște zdrobitoare îl copleșea ori de câte ori se gândea la suzeranul lui, Kasigi Yabu, Daimyo de Izu, unchiul lui Omi,
la cruzimea și la necinstea lui, la felul cum a înșelat tot satul la împărțirea recoltelor și câștigurilor, la cărmuirea lui nemiloasă. Când o să înceapă războiul, se întrebă Mura, de partea cui o să treacă iabul, de partea seniorului Ishido ori a seniorului Toranaga? Noi suntem între uriaș ca între ciocan și nicovală, zălog pentru amândoi. La miază noapte, Toranaga, cel mai mare general în viață, senior de Quanto, cele 8 provincii, cel mai important daimyo din țară, comandant al armatelor de răsărit. La soare apune domeniile lui Ishido, senior al castelului Osaka, cuceritor al Coreei, protector al moștenitorului, comandant al armatelor din apus. La miază noapte, Tokaido, cel mai însemnat drum de coastă care leagă Yedo, orașul reședință al lui Toranaga, de Osaka, orașul reședință al lui Ishido. 300 de mile către vest, peste care oștile lor vor trebui să mărșăluiască. Notă. Yedo, actualul Tokyo. Închei nota. Cine o să câștige războiul? Niciunul. Pentru că războiul lor o să cuprindă iar întreaga împărăție. Alianțe se vor destrăma, provincii se vor bate cu provincii până vor rămâne sat contra sat, așa cum a fost dintotdeauna. În afara ultimilor 10 ani. În ultimii 10 ani, de necrezut, pentru prima oară în istorie, în toată împărăția, fusese un răstimp fără de războaie, numit pace. Începuse să-mi placă pacea, gândi Mura. Dar omul care a făcut pacea e mort. Soldatul țăran care a ajuns samurai, apoi general, și apoi cel mai mare general și în cele din urmă, Taiko, protector și guvernator absolut al Japoniei, este mort de un an și fiul lui, de numai 7 ani, este mult prea mic să moștenească puterea supremă. Așa că băiatul, la fel ca noi, este zălog între uriași, iar războiul de neocolit. Acum nici chiar însuși Taiko nu și-ar putea apăra prea iubitul fiu, dinastia, succesiunea ori împărăția. Poate că așa trebuia să fie. Taiko a supus țara, a făcut pace, i-a obligat pe toți daimyo să se târască în genunchi în fața lui ca țăranii, a reîmpărțit feudele după pofta inimii, ridicându-i pe unii, înlăturându-i pe alții și apoi a murit. A fost un uriaș printre pitici, dar poate că e drept ca toată munca și măreția lui să se ducă odată cu el. Nu este oare omul doar o frunză purtată de vânt și numai munții și marea și stelele și acest pământ al zeilor sunt adevărate și veșnice? Noi toți suntem prinși în capcană și ăsta e un adevăr. Războiul o să vină curând și ăsta e tot un adevăr. Iabu singur va hotărâ de partea cui o să fim și ăsta e alt adevăr. Satul totdeauna va rămâne sat pentru că ogoarele de orez sunt mănoase și marea îmbelșugată și ăsta e ultimul adevăr. Mura își mută hotărât gândurile spre piratul barbar din fața lui. Tu ești trimis să ne nenorocești, gândi. Nu ne-ai adus decât belele de când ai venit. De ce nu ți-o-i fi ales alțat? Capitan-san, vrei ona? Întrebă el îndatoritor. La îndemnul lui, sfatul satului făcuse pregătirile de cuvință pentru ceilalți barbari, atât ca un gest de politețe, cât și ca un simplu mijloc de a-i ține ocupați până soseau autoritățile. Satul se desfăta cu poveștile ce urmau unei legături amoroase, așa că va fi răsplătit cu prisosință pentru banii pe care trebuiseră să-i investească. Ona, repetă el, presupunând în chip firesc că piratul îndrăvenit acum ar fi tot pe atât de mulțumit ca înainte de culcare să stea tolănit cu sfânta-i suliță într-un lăcaș plin de căldură. Și oricum, totul fusese pregătit. Nu! Blector nu voia decât să doarmă. Dar deoarece avea nevoie ca acest om să fie de partea lui, forță un zâmbet arătând spre crucifix. Ești creștin? Mura dădu din cap. Creștin. Și eu sunt creștin. Părintele spune nu, nu creștin. Sunt creștin. Nu catolic, dar totuși sunt creștin. Însă Mura nu putea înțelege, iar pentru Blector nu era niciun chip să-i poată explica, oricât ar fi încercat. Vrei ona? Dimio, când vine? Dimio, nu înțeleg. Dimio, ah, vreau să zic daimyo. A, daimyo? Hai, daimyo. Mura ridică din umeri. Daimyo vine când vine. Dormi, mai întâi curat. Te rog. Ce? Curat. Baie, te rog. Nu înțeleg. Mura veni mai aproape de el și strâmbă din nas ascârbă. Pute. Rău. Ca toți portughizul. Baie, această casă curată. O să fac baie când vreau și eu nu put, spuse Blackthorn mânios. Toată lumea știe că băile sunt periculoase. Vrei să fac pântecăraie? Crezi că sunt un tâmpit bătut de Dumnezeu? Du-te dracului de aici și lasă-mă să dorm. Baie, ordonă Mura, uluit de mânia fățișă a barbarului, culme a proastelor maniere. N-ar fi fost doar că barbarul mirosea într-adevăr din calea afară, dar, din câte știa, el nu făcuse o baie ca lumea de 3 zile, iar curtezana, pe bună dreptate, va refuza să împartă perna cu el, oricât de mare ar fi fost plata. Străinii ăștia îngrozitori, gândi, uluitor.
Ce obiceiuri nemaipomenit de murdare au, n-are importanță. Eu răspund de tine. Și ai să înveți bunele purtări. O să faci baie ca orice om și mama va afla ceea ce vrea să afle. Baie! Ieși afară până nu te fac bucăți. Blackthorn se încruntă spre el împingându-l afară. Urmă o scurtă pauză, după care apărură trei japonezi împreună cu cele trei femei. Mura explică scurt despre ce era vorba, apoi spuse hotărât spre Blackthorn. Baie, te rog, afară! Mura se îndreptă singur spre el. Blackthorn întinse un braț, nevoind să-l rănească, ci doar să-l dea la o parte. Brusc, Blackthorn scoase un urlet de durere. Mura îi dăduse o lovitură peste cot cu latul palmei și acum brațul lui Blackthorn atârna în jos înțepenit. Furios atacă, dar camera se învârti cu el, căzu cu fața la pământ, urma apoi o altă lovitură și spatele i-a amorțit de durere și nu se mai putu mișca. Pentru Dumnezeu! Încercă să se ridice, dar picioarele îi se îndoiră sub el. Apoi Mura calm întinse degetul mic, dar tare ca fierul, și atinse un centru nervos pe gâtul lui Blackthorn, simți că îi sar ochii din cap de durere. Doamne Dumnezeule! Baie, da? Da, da, gâfâi Blackthorn, mirat că fusese înfrânt atât de ușor de un om așa de firav, gâfâi și că acum zăcea neajutorat ca un țânc gata să meargă la tăiere. Cu ani în urmă, Mura învățase judo și karate, precum și mânuirea sabiei și suliței. Asta fusese pe vremea când era războinic și lupta pentru Nakamura, generalul țăran, Taiko, cu mult înainte ca Taiko să fie ajuns Taiko, când țăranii puteau să fie samurai și samuraii puteau să fie țărani sau meșteșugari sau chiar negustori mărunți și apoi din nou războinici. E curios, gândi Mura privind spre uriașul căzut, că aproape primul lucru pe care l-a făcut Taiko când a cucerit toată puterea a fost să poruncească tuturor țăranilor să înceteze să mai fie soldați și să predea imediat toate armele. Taiko le interzisese armele pentru totdeauna și statornicise anume caste care acum cuprindeau toată suflarea întregii împărății. Samuraii, deasupra tuturor, după ei țăranii, următorii, meșteșugarii, apoi negustorii, urmați de actori, vagabonzi și bandiți și în cele din urmă, la partea cea mai de jos a scării, Eta, cei în afara spiței omenești, cei care aveau de-a face cu cadavre, cu animale moarte și cu argăsirea pieilor, cu execuțiile publice, cu mutilările, cu însemnările, cu fierul roșu. Bineînțeles, un barbar nu intra la socoteală în această împărțire. Cer iertare, capitan San, spuse Mura plecându-se adânc, rușinat de felul cum se făcuse de râs bărbatul care stătea lungind văicărindu-se ca un țânc. Dar îmi pare rău, gândi, dar trebuia făcută. Tu m-ai împins, dincolo de orice chipzuință, fie ea chiar și față de un barbar. Ai urlat ca un nebun, mi-ai speriat mama, ai tulburat liniștea casei mele. Mi-ai zăpăcit servitorii și acum nevastă mea deja trebuie să înlocuiască o ușă shoji. Notă, paravan glisant din hârtie translucidă cu marginile din lemn, închei nota. N-am putut lăsa lipsa ta vădită de bună cuvință să treacă fără să mă împotrivesc. Sau să-ți îngădui să-mi nesocotești vrerea în propria mea casă. De fapt, a fost spre binele tău. Și apoi n-a fost chiar atât de rău, pentru că voi, barbarii, nu aveți nicio onoare de pierdut. Afară de preoți, cu ei e altceva. Ei, într-adevăr, put înfiorător, dar sunt trimiși lui Dumnezeu Tatăl, așa că se bucură de mare cinste. Dar tu, tu ești un mincinos și un pirat. N-ai nicio onoare. Uluitor, să te pretinzi creștin, din păcate asta nu o să te ajute deloc. Daimioul nostru urăște adevărata credință și pe barbari îi îngăduie numai pentru că n-are încotro. Dar tu nu ești portughez, nici creștin, deci nu ești apărat de lege, neh? Așa că, deși ești un om mort, sau măcar schilodit, este de datoria mea să mă îngrijesc să mergi în întâmpinarea sorții tale curat. Ba, e foarte bună. Îi ajută pe ceilalți bărbați să-l care pe Blackthorn complet buimac afară în grădină de-a lungul unei poteci acoperite de care el era mândru tare până în casa unde era baia. Femeile îl urmară. Asta avea să fie una din cele mai grozave întâmplări din viața lui. Știa că o va povesti și repovesti neîncrezătorilor săi prieteni la un poloboc de sache fierbinte, cum se numea vinul nației lor. O va spune camarazilor săi mai în vârstă, pescarilor, sătenilor, copiilor lui, care de asemenea la început n-or să-l creadă. Dar ei, la rândul lor, își vor desfăta copiii cu ea și astfel numele lui Mura, pescarul, va dăinui în veci în satul Anjiro, din provincia Izu, de pe coasta de sud-est a principalei insule Honshu. Și toate astea pentru că el, Mura, pescarul, avusese norocul să fie mai marele satului în primul an după moartea lui Taiko și ca atare, răspunzător vremelnic de conducătorul ciudaților barbari, care apăruseră din marea de la răsărit.
Capitolul 2. Daimyo Kasigiyabu, senior de Izu, dorește să știe cine sunteți, de unde veniți, cum ați ajuns aici și ce acte de piraterie ați făcut, spuse părintele Sebastio. Ți-am spus și îți repet, nu suntem pirați. Dimineața era senină și caldă, iar Blackthorn stătea îngenunchiat în fața podiumului din piața satului, capul încă durându-l din pricina loviturii. Fii calm și puneți mintea la treabă, își spuse. Sunt în joc viețile voastre. Tu vorbești pentru toți și altă apărare n-aveți. Iezuitul vă este vrăjmaș și e singurul tălmaci posibil și n-ai cum să afli ce spune, atâta doar că poți fi sigur că nu o să te ajute. Fii cu mintea trază, băiete, aproape că l-auzea pe bătrânul Alban Caradoc spunând. Când furtuna e năprasnică și marea învolburată, atunci ai nevoie de o minte ascuțită. Mintea e cea care te ține în viață pe tine și corabia ta, dacă ești pilot. Fii cu mintea trează și stoarce sucul din fiecare zi, oricât de rea. Sucul zilei de azi e fiere, gândi Blackthorn posomorât. De ce aud vocea lui Alban atât de clar? Mai întâi spune-i daimioului că noi suntem în război, că suntem dușmani, zise. Spune-i că Anglia și Olanda sunt în război cu Spania și Portugalia. Eu te sfătuiesc din nou să vorbești simplu și să nu răstălmăcești faptele. Țările de jos sau Olanda sau Zeeland sau Provinciile Unite sau oricum le numiți voi răzvrătiții împuțiți de olandezi sunt o mică provincie rebelă a Imperiului Spaniol. Voi sunteți în fruntea trădătorilor răsculați împotriva regelui de drept. Anglia este în război și Olanda are... Blackthorn nu mai continuă pentru că preotul nu-l mai asculta, ci începuse să tălmăcească. Daimioul era pe podium, scund, gras și autoritar. Stătea comod cu picioarele strânse sub el, înconjurat de patru locotenenți, dintre care unul era Kasigi Omi, nepotul și vasalul lui. Toți purtau kimonouri de mătase și peste ele tunici bogat împodobite strânse în talie cu cingători late și cu umeri imenși și scrobiți. Și nelipsitele săbii. Mura sta în genunchi în țărâna din piață. Era singurul sătean prezent și singurii privitori erau cei 50 de samurai veniți cu acel daimyo. Așteptau în rânduri tăcute, disciplinate. Ce mai rămăsese din echipaj se afla în spatele lui Blackthorn și ca și el erau cu toții în genunchi, iar gărzile alături. Trebuiseră să-l care pe capitanul general cu ei, pentru că li se ceruse, deși era foarte bolnav. Fiind încă aproape leșinat, îi se îngăduise să stea lungit pe pământ. Când fuseseră aduși în fața daimioului, Blackthorn și toți ceilalți făcuseră o plecăciune, dar nu fusese de ajuns. Samuraii îi împinseseră pe toți în genunchi, cu capetele în țărână, așa cum stăteau țăranii. El încercase să li se împotrivească, strigase preotului să le explice că așa ceva nu se obișnuia la ei, că el era conducătorul și trimisul țărilor și trebuia tratat ca atare. Dar coada unei suliți îl pusese jos clătinându-se. Oamenii lui se grupaseră pentru un atac rapid, dar el strigase să se oprească și să îngenuncheze. Din fericire, ascultaseră. Daimyo rostise ceva cu o voce guturală și preotul tălmăcise că îi se atrăgea atenția că trebuie să spună adevărul și cât mai repede. Blackthorn ceruse un scaun, dar preotul îi spusese că japonezii nu folosesc scaune, ele nici nu există în Japonia. Blackthorn îl urmărea încordat pe preot când îi vorbea daimioului, căutând o cheie, o cale prin acest recif. Trufie și cruzime se pot citi pe fața daimioului, gândi Blackthorn. Pun pariu că ești un porc. Japoneza preotului e potignită. Ei, vezi asta? Iritare și nerăbdare. A cerut daimio un alt cuvânt? Un cuvânt mai clar? Cred că da. De ce iezuitul poartă sutană portocalie? O fi daimioul catolic? Privește, iezuitul e foarte respectuos și transpiră tot. Pariez că daimioul nu e catolic. Fii clar, probabil că nu este catolic. Oricum, tu nu o să obții nimic de la el. Cum îl poți folosi pe nemernicul ăsta? Cum să vorbești direct cu el? Cum ai de gând să-l lucrezi pe preot? Cum să-l faci de râs? Care-i momeala? Haide, gândește. Știi atâtea despre iezuiți. Daimyo spune să te grăbești și să răspunzi la întrebarea lui. Da, bineînțeles, îmi cer iertare. Mă numesc John Blackthorn. Sunt englez și pilot șef al unei flotile olandeze. Portul nostru de acasă este Amsterdam. Flotilă? Ce flotilă? Minți, nu există nicio flotilă. De ce este un englez pilotul unei nave olandeze? Toate la timpul lor, mai întâi tălmăcește-te, rog, ce am spus. De ce ești pilotul unui vas de corsari olandez? Grăbește-te! Blackthorn hotărâ să riște. Brusc vocea îi se oțăli, croindu-și drum prin căldura dimineții. Cheva, mai întâi tălmăcește ce am spus, spaniolule, acum. Preotul se înroși. Sunt portughez, ți-am mai spus-o. Răspunde la întrebare.
Mă aflu aici ca să discut cu daimioul, nu cu tine. Tălmăcește ce am spus, târâtură nenorocită. Blackthorn văzu cum preotul se înroșește și mai mult și simți că faptul nu trecuse neobservat de daimio. Fii atent, se avertiză. Ticălosul ăla galben te va face fărâme mai repede decât o ceată de rechin dacă te întinzi prea mult. Spune-i prea cinstitului daimio. Blackthorn, cu bună știință, se pleca adânc până la podium și simți cum îl trec sudor reci când porni fără putință de întoarcere pe această cale. Părintele Sebastio știa că educația lui trebuia să-l facă nepăsător la ocările piratului și la intenția lui vădită de a-l face de râs în fața daimioului. Dar, pentru prima oară, nu izbuti și se simțea pierdut. Când trimisul lui Mura adusese știrea despre navă la misiunea lui din provincia învecinată, el fusese cutremurat de urmările ei. Nu poate fi olandeză sau engleză, gândise. Nu fusese nicio navă eretică în Pacific, în afară de acelea ale tartorului corsar Drake, și niciodată vreuna aici, în Asia. Drumurile erau secrete și păzite. Se pregătise imediat de plecare și trimisese printr-un porumbel călător un mesaj urgent superiorului său din Osaka, dorindu-și să se fi putut consulta mai întâi cu el, știind că era tânăr, aproape nepregătit și nou în Japonia, doar de 2 ani, încă nehirotonisit și incapabil să facă față acestei situații urgente. Alergase într-un suflet spre Anjiro, sperând și rugându-se ca vestea să nu fie adevărată. Dar nava era olandeză și pilotul englez, iar el fusese copleșit de scârbă față de ereziile satanice ale lui Luther, Calvin, Henric al VIII-lea și bastarda lui, diavolița de Elisabeta. Și scârba îi mai întuneca încă și acum mintea. Preotule, tălmăcește ce a zis piratul, l-auzi pe daimio spunând. O, Doamne, ajută-mă să îndeplinesc vrerea ta! Ajută-mă să fiu puternic în fața daimioului și dă-mi darul grăirilor și fă-mă să-l aduc la adevărata credință. Părintele Sebastio își adună gândurile și începu să vorbească mai plin de încredere. Blackthorn asculta cu atenție, încercând să descifreze cuvintele și sensurile. Părintele spunea Anglia și Blackthorn și arăta în direcția navei care stătea bine ancorată în port. Cum ai ajuns aici? Spuse părintele Sebastio. Prin strâmtoarea Magellan. Aceasta e a 136-a zi de atunci. Spune-i daimioului, minți, strâmtoarea Magellan e secretă. Ai venit prin Africa și India. Va trebui până la urmă să spui adevărul. Aici se folosește tortura. Strâmtoarea a fost secretă. Un portughez ne-a vândut o carte de drum. Unul din proprii voștri oameni a vândut-o pentru arginții lui Iuda. Toți sunteți niște lepădături. Acum toate navele de război englezești și toate navele de război olandeze cunosc acest drum spre Pacific. O flotă 20 de nave de linie englezești, 60 de nave de război cu tunuri, atacă Manila chiar acum. Imperiul vostru este pe ducă. Minți! Da, gândi Blackthorn, știind că nu există nicio cale de a dovedi minciuna decât mergând la Manila. Flota asta va pustii drumurile voastre maritime și vă va izgoni din colonii. Mai este încă o flotă olandeză care trebuie să sosească din zi în zi aici. Porcul hispano-portughez e înapoi în cocină și generalul vostru iezuit a sfeclit-o după cum și merită. Întoarse capul și făcu o plecăciune adâncă spre daimio. Să te bată Dumnezeu pe tine și gura ta spurcată. Anomono uanani omoșite oru. Cum se cheamă lucrul acela? Se răsti daimioul neliniștit. Preotul vorbi mai repede, mai potignit și spuse Magellan și Manila, dar Blackthorn gândi că daimio și locotenenții lui nu par să înțeleagă prea clar. Pe Iabu procesul îl plictisea. Privea în depărtare în port spre nava care îi stătea mereu în gând, de când primise mesajul secret al lui Omi și se întreba dacă acesta era darul pe care îl sperase de la zei. Ai inspectat deja încărcătura Omi-san? Întrebase de dimineață imediat ce sosise plin de noroi și foarte obosit. Nu, stăpâne, m-am gândit că este mai bine să sigilez nava până când veniți personal, dar calele sunt pline cu baloturi și cufere. Sper că am făcut bine. Poftiți cheile, le-am confiscat. Bine! Iabu venise din Iedo, orașul reședință al lui Toranaga, de la mai mult de 100 de mile departare, în mare grabă, în taină și cu mare primejdie și trebuia neapărat să se întoarcă tot așa de repede. Călătoria durase aproape 2 zile pe drumuri proaste desfundate de pâraiele de primăvară și fusese făcută parte în palanchin, parte călare. Am să merg la navă imediat. Stăpâne, ar trebui să vedeți străinii, spusese Omi cu un zâmbet larg. Sunt de necrezut. Mai toți au ochii albaștri ca pisicile siameze și părul auriu, dar cea mai bună veste din toate e că sunt pirați. Omii îi povestise despre preot, ce spusese preotul în legătură cu acești corsari,
ce zisese piratul și ce se întâmplase, iar emoția lui se întreise. Iabu își înfrânsese totuși nerăbdarea de a se duce la corabie să rupă sigiliile. În schimb, făcuse o baie, se schimbase și ceruse să fie aduși barbarii în fața lui. Tu, preotule, spuse el pe o voce tăioasă, abia înțelegând japoneza stâlcită a preotului, de ce e el atât de furios pe tine? El e rău, pirat, se închină la diavol. Iabu se aplecă spre Omi, bărbatul din stânga lui. Tu înțelegi ce spune nepoate, minte, tu ce zici, nu știu, stăpâne. Cine știe ce gândesc, într-adevăr, barbarii? Bănui că preotul crede că piratul se închină la diavol. Bineînțeles, asta e o tâmpenie. Iabu se întoarse spre preot cu ură. Dorea să-l poată pironi pe cruce chiar azi și să stârpească creștinismul din ținutul lui odată pentru totdeauna. Dar nu putea. Deși el și toți ceilalți daimio aveau putere absolută în propriile lor provincii, erau totuși supuși autorității supreme a Consiliului Regenților, guvernul militar căruia Taiko îi încredințase legal puterea cât timp fiul lui era minor și supuși de asemenea edictelor pe care Taiko le dăduse în timpul vieții care încă erau în vigoare. Unul din acestea, cu ani în urmă, se referea la barbarii portughezi și ordona ca ei toți să fie persoane protejate și cu socoteală, religia lor să fie îngăduită, să aibă prozeliți și să convertească. Tu, preotule, ce altceva a spus piratul? Ce-ți zicea ție? Grăbește-te, ți-ai pierdut limba? Piratul spune lucruri rele, rele. Despre mai multe război luntrește ale piraților multe. Ce vrei să spui prin război luntrește? Iertare, alteță, nu înțeleg. Război luntrește n-are sens, neh? A, piratul spune că alt război de nave sunt în Manila, în Filipine. Omi-san, tu înțelegi despre ce vorbește? Nu, stăpâne. Accentul lui e îngrozitor, e aproape o bolboroseală. Să spună că mai multe nave pirat sunt la răsărit de Japonia? Tu, preotule, sunt aceste nave pirat în apele noastre la răsărit? Ei, da înălțimea ta. Dar eu cred că el minte. El spune că la Manila. Nu te înțeleg. Unde e Manila? La răsărit, drum de multe zile. Dacă vin aici nave pirat, o să le facem o primire de ori să ne pomenească, oriunde o fi Manila. Vă rog, iertați-mă, nu înțeleg. N-are importanță, spuse Iabu, care își pierduse răbdarea. El deja hotărâse că străinii urmau să moară și se desfăta la acest gând. Era limpede că acești oameni nu intrau în edictul lui Taiko despre barbarii portughezi și în orice caz aceștia erau pirați. Din totdeauna de când își putea aduce aminte, el îi urâse pe barbarii, urâse mirosul lor și murdăria și dezgustătorul obicei de a se hrăni cu carne, religia lor prostească, trufia și purtările lor îngrozitoare. Mai mult decât atât, lui îi era rușine ca oricărui daimio de puterea ce o aveau asupra acestui pământ al zeilor. De secole, între China și Japonia se purta război. China nu admitea niciun fel de comerț cu Japonia. Mătasea chinezească era de neînlocuit spre a face cât de cât suportabilă lunga, fierbintea, umeda vară japoneză. De generații, o cantitate infimă de mătase de contrabandă trecea în Japonia, putându-se procura la prețuri fabuloase. Ca apoi, în urmă cu vreo 60 de ani, să sosească primii barbari. Împăratul chinez din Beijing le-a dat o mică bază permanentă în Macao, în sudul Chinei, și a fost de acord să le vândă mătase în schimbul argintului. Japonia avea argint din belșug. În curând, negoțul a ajuns în floare. Ambele țări au prosperat. Mijlocitorii portughezi au devenit bogați și preoților, majoritatea iezuiți, au ajuns în curând de neînlocuit pentru negoț. Singurii care au izbutit să învețe chineza și japoneza au fost preoții și ca atare acționau ca mijlocitori și tălmaci. Cu cât negoțul înflorea, cu atât preoții deveneau mai necesari. Acum negoțul anual era uriaș și viața oricărui samurai depindea de el. Așa că preoții a trebuit să fie suportați, la fel și răspândirea religiei lor, pentru că altfel barbarii ar naviga în altă parte și comerțul ar înceta. Până acum erau deja creștini câțiva daimio foarte importanți și multe sute de mii de convertiți, dintre care majoritatea în Kyushu, insula din sud, care era cea mai aproape de China și unde se găsea portul portughez, Nagasaki. Totuși gândi Iabu, noi trebuie să suportăm preoții și pe portughezi, dar nu și pe acești barbari, cei noi, cei cu incredibilul păr auriu și ochi albaștri. Emoția îl copleșea. Acum, în sfârșit, își putea satisface curiozitatea despre felul cum moare un barbar sub tortură. Iar el avea 11 oameni, 11 cazuri diferite pe care să le încerce. Niciodată nu s-a întrebat de ce agonia altora îi făcea plăcere. Știa doar că îi plăcea și ca atare era ceva ce merita căutat și gustat din plin. Iabu spuse: această navă străină, neportugheză și piraterească este confiscată cu tot ceea ce conține. Toți pirații sunt condamnați pe loc la...
Rămase cu gura căscată când îl văzu pe conducătorul piraților cum sare la preot, îi smulge crucifixul de lemn din cingătoare, îl rupe în bucăți și dă cu el de pământ, apoi strigă ceva foarte tare. Piratul se pleca adânc în fața lui, în timp ce gărzile săriră cu săbile ridicate. Opriți-vă, nu-l omorâți! Iabu era uimit că cineva putea să aibă neobrăzarea să se poarte cu asemenea lipsă de cuvință în fața lui. Barbarii ăștia sunt dincolo de orice închipuire. Da, spuse Omisan, mintea fiindu-i luată cu asalt de întrebările pe care le aducea cu sine o asemenea faptă. Preotul era încă în genunchi, uitându-se fix la crucifixul făcut bucăți. Ei îl priviră cum întinse o mână tremurândă și adună lemnul pângărit. Spuse ceva piratului pe o voce joasă, aproape blândă. Închise ochii, își împreună degetele și buzele începură să se miște încet. În fața jalnicului său echipaj, căpetenia piraților se uita la ei nemișcat, cu ochii albaștri spălăciți ca de pisică, fără să clipească. Iabu spuse: Omisan, mai întâi vreau să merg pe corabie. Apoi vom începe. Vocea îi se îngroșa în timp ce contempla plăcerea ce și-o promisese. Vreau să începem cu cel cu părul roșu din capătul rândului, bărbatul pricăjit. Omi se dădu mai aproape și-și coborâ vocea gâtuită de emoție. Cer iertare, alteță, dar asta nu s-a mai întâmplat niciodată. Niciodată de când barbarii portughezi au venit aici. Nu este crucifixul simbolul lor sacru? Nu sunt ei totdeauna plini de respect față de preoții lor? Nu îngenunchează ei mereu în fața lor? Așa cum fac creștinii noștri? Nu au preoții toată puterea asupra lor? Unde vrei să ajungi? Noi toți îi urâm pe portughezi, alteță. Toți, în afară de creștinii noștri, neh? Poate că acești barbari sunt mai de preț pentru înălțimea ta vii decât morți. Cum adică? Pentru că ei sunt fără asemănare. Ei sunt anticreștini. Probabil că un om înțelept ar putea să găsească o cale să folosească ura lor sau necredința în folosul nostru. Ei sunt proprietatea înălțimii tale, poți face cu ei ce poftești. Neh? Da. Și eu vreau să-i văd în chinuri, gândi Iabu. Da, dar poți oricând să te bucuri de asta. Ascultă-l pe Omi, el e un sfetnic bun. Dar poți avea încredere în el? Are un motiv ascuns ca să spună asta? Gândește-te. Ikawa Jikiu este creștin, îl auzi pe nepotul lui spunând, numindu-l pe dușmanul lui de moarte, unul din neamurile și aliații lui Ishido, care se învecina cu el la hotarul de apus. Preotul ăsta împuțit nu și-are lăcașul acolo? S-ar putea ca acești barbari să vă ofere cheia întregului ținut al lui Ikawa, poate și al lui Ishido, poate chiar al lui Toranaga, adăugă Omi cu sfială. Iabu cercetă fața lui Omi, încercând să citească ce ascundea. Apoi ochii îi se îndreptară spre corabie. Acum nu mai avea nicio îndoială că fusese trimisă de zei. Da. Era însă de piază bună sau de piază rea? Lăsă la o parte propriei plăcere pentru siguranța clanului său. Sunt de acord, dar mai întâi frânge cerbicia acestor pirați. Învață-i bunele purtări, mai ales pe el. Doamne Dumnezeule, bolborosea Vink, ar trebui să spunem o rugăciune, zise Van Neck. Abia am spus una. Poate ar fi bine să mai spunem una. Doamne Dumnezeule, ce bine mi-ar prinde un strop de rachiu! Erau claie peste grămadă într-o pivniță adâncă, una din multele folosite de pescari ca să depoziteze peștele uscat la soare. Samuraii îi mânaseră ca pe o turmă prin piață, apoi în jos pe o scară și acum erau încuiați sub pământ. Pivnița era de fapt o groapă pătrată, lată de 5 pași și adâncă de 4. Tavanul era din scânduri acoperite cu un strat gros de pământ și cu un singur chepeng în el. Dă-te jos de pe piciorul meu, maimuța furisită! Închide ochii dacă ți-e rușine, bobocule, spuse Peterson, pus pe glume. Hei, Vink, aghioasă știrbă! Dă-te nițel mai încolo, ai mai mult loc decât noi toți. Doamne, ce bun ar fi o bere rece, mișcă-te! N-am cum, Peterson, și în gaură de șarpe avea mai mult loc. Capitanul general e de vină, el ocupă tot locul. Dați-i un brânci, treziți-l, spuse Metzuker. Ei, ce e? Lăsați-mă în pace. Ce se întâmplă? Mi-e rău, trebuie să stau întins. Unde suntem? Dați-i pace, e bolnav. Hai, Metzuker, ridică-te pentru Dumnezeu. Furios, Vink îl ridică pe Metzuker în sus și îl împinse în perete. Nu era loc pentru toți să stea lungiți sau cât de cât mai comod. Capitanul general Paulus Spielbergen zăcea întins cât era de lung sub chepeng, unde avea ceva mai mult aer, cu capul sprijinit pe mantaua făcută sul. Blackthorn stătea rezemat într-un colț, cu ochii pironiți în chepeng. Echipajul îl lăsa senale lui, ținându-se pe cât putea mai departe de el,
Cunoscându-i după atâta amar de vreme toanele și violența explozivă amenințătoare ce se ascundeau întotdeauna sub liniștea aparentă. Metzucker își ieși din sărite și îi trase un pumn lui Vink în pântece. Lasă-mă în pace ori te omor, ticălosule. Vink se năpusti spre el, dar Blackthorn îi înșfăcă pe amândoi și le îndesă capetele în perete. Tacă-vă gura la toți, spuse el blând. Făcură cum li se ceruse. Ne împărțim în carturi. Un cart doarme, altul stă jos și altul în picioare. Spielbergen stă lungit până se îndrăvenește. Colțul ăla va fi latrina. Îi împărți. După ce se aranjară, era mai bine. Trebuie să scăpăm de aici în cel mult o zi, altfel ajungem prea slabi, gândi Blackthorn. Când aduc scara înapoi să ne dea apă sau mâncare. Asta va trebui să fie diseară sau mâine noapte. De ce ne-au închis aici? Noi nu suntem o amenințare pentru ei. Am putea să-i ajutăm pe Daimio. Oare o să înțeleagă? Era singurul fel de a arăta că preotul este adevăratul nostru dușman. O să înțeleagă? Preotul a înțeles. Poate că domnul îți va ierta sacrilegiul, dar eu nu, îi spusese părintele Sebastiu foarte încet. N-am să am niciodată odihnă până ce tu și păcătoșii tăi nu o să fiți rași de pe fața pământului. Sudoarea îi se prelingea pe obraj și pe bărbie. O șterse. Stătea cu urechea ciulită ca atunci când se afla pe corabie și dormea sau când era de cart și gândurile îi rătăceau. Atâta doar cât să audă pericolul înainte de a se întâmpla. Trebuie să ieșim de aici și să luăm corabia. Mă întreb ce-o face Felicity și copiii. Ia să vedem. Tudor are acum 7 ani și Lisbeth are... Noi suntem plecați din Amsterdam de 1 an, 11 luni și 6 zile. Mai pune 37 de zile pentru aprovizionare și drumul de la Chatham până acolo, adăugă, în sfârșit 11 zile, cât avea ea la îmbarcarea din Chatham. Asta e vârsta ei exactă, dacă totul e bine. Trebuie să fie bine. Felicity o să facă mâncare, o să stea de veche, o să spele și o să sporvoiască în timp ce copiii vor crește la fel de puternici, la fel de neînfricați ca mama lor. Are să fie bine când o să fiu iar acasă și ne vom plimba împreună pe țărm, prin crânguri și prin poieni și în țara minunată care este Anglia. De-a lungul anilor ajunsese să se gândească la ei ca la personajele unei piese de teatru. Oameni pe care i-ai iubit, pentru care ți-a sângerat inima, piesa neterminându-se niciodată. Altfel, durerea de a fi mereu plecat ar fi prea mare. Aproape că putea să numere zilele cât stătuse acasă în cei 11 ani de căsătorie. Sunt puține, gândi, prea puține. E o viață grea pentru o femeie, Felicity, îi spusese atunci. Și ei răspunsese, viața oricum e grea pentru o femeie. Ea avea pe atunci 17 ani și era înaltă și avea părul lung și era senzua. Urechile spuseră să fie atent. Oamenii stăteau în capul oaselor sau rezemați sau încercau să doarmă. Vink și Peterson, amici buni, sporăvăiau în șoaptă. Van Neck se uita pierdut în gol ca și ceilalți. Spielbergen era pe jumătate treaz și Blackthorn gândi că omul era mult mai puternic decât te-ai fi așteptat. Se făcu brusc tăcere când auziră pași deasupra. Pașii se opriră. Voci joase în limba care suna atât de ciudat și dur. Blackthorn gândi că recunoaște glasul samuraiului. Omisan? Da, acesta era numele. Dar nu putea fi sigur. Într-o clipă vocile se opriră și pașii se îndepărtară. Crezi că o să ne dea să mâncăm, pilotule? Întrebă Song. Da. Tare aș bea ceva. Dumnezeul meu, niște bere rece, spuse Peterson. Taci odată, spuse Vink. Bagi omul în boală. Blackthorn își simțea cămașa lui și mirosul de sudoare. Zău că mi-ar prinde bine o baie, gândi și brusc zâmbi aducându-și aminte. În ziua aceea, Mura și ceilalți îl căraseră în camera caldă și îl așezaseră pe o bancă de piatră, mădularele fiindu-i încă amorțite și abia putându-și le mișca. Cele trei femei, îndrumate de cotoroanța bătrână, începuseră să-l dezbrace și el încercase să le oprească, dar ori de câte ori făcea o mișcare, unul din bărbați îi apăsa un nerv și îl silea să stea liniștit și oricât a urlat și a blestemat, ele au continuat să-l dezbrace până a rămas gol. Nu că era rușine să se afle gol în fața unei femei, dar fiecare se dezbracă singur, așa se obișnuiește. Lui nu-i plăcea să fie dezbrăcat de nimeni, cu atât mai mult de acești băștinași necivilizați. Era prea de tot să fie dezbrăcat în public ca un copil neajutorat și să fi spălat peste tot ca un bebeluș, cu apă caldă, înspumată și parfumată, în vreme ce ele sporăvăiau și zâmbeau, iar tu zăceai pe spate. Apoi se produsese erecția și, pe cât încerca să o oprească, pe atât era mai rău.
Cel puțin el așa credea, dar nu și femeile. Ochii li se făcuseră mari și el începu să roșească. Doamne Dumnezeule, unul și atotputernic, nu se poate să mi se întâmple așa ceva. Dar se întâmplase și bătrâna bătea din palme de uimire, spunând ceva, iar ceilalți încuvințaseră. Ea își clătinase capul plin de respect și mai zisese altceva, apoi toți dăduseră iarăși din cap. Mura spusese cu gravitate. Capitan San, mama San mulțumește la tine, așa ceva n-a văzut la toată viața ei, acum moare fericită. El și ceilalți se plecaseră deodată, apoi Blackthorn își dăduse seama în ce situație caragioasă era și începuse să râdă. Ei fuseseră uimiți, apoi râseseră cu toții. Dar lui râsul îi secătuise vlaga și bătrâna se întristase puțin și o spusese și asta îl făcuse să râdă și mai mult, la fel ca pe ceilalți. Apoi îl băgaseră cu mișcări blânde în apa fierbinte, pe care curând nu mai putuse suporta, și îl așezaseră din nou pe bancă, abia respirând. Femeia îl ștersese de apă și apoi venise bărbatul bătrân și orb. Blackthorn nu mai fusese niciodată masat. La început încercase să reziste degetelor scormonitoare, dar apoi mișcările magice îl copleșiseră și curând, aproape că torcea ca o pisică în timp ce mâinile găseau nodurile și dădeau drumul sângelui sau elixirului ce stătea ascuns sub piele, mușchi și tendoane. Apoi fusese dus la culcare, curios de moleșit, pe jumătate în stare de vis, iar fata era acolo. Ea avusese răbdare cu el și după ce dormise, când își recăpătase vigoarea, el o a avut, dar cu grijă și tandrețe, deși asta se întâmpla după atâta amar de vreme. Nu o întrebase cum o cheamă și dimineața, când Mura, neliniștit și foarte speriat, trăsese de el să se scoale, ea nu mai era acolo. Blackthorn oftă. Viața este minunată, gândi. În pivniță, Spielbergen bombănea din nou. Metzucker își pipăia capul și se văita nu de durere, ci de teamă. Musul Croc era aproape sfârșit și Jan Roper spuse: ce-i de râs, pilotule? Du-te dracului! Să-mi fie cu iertare, pilotule, spuse Van Neck, dezvăluind cu grijă ceea ce era în mințile tuturor. A fost foarte neînțelept să-l atași pe preot în fața ticălosului ăluia împuțit de galben. Încuvințarea a fost generală, deși exprimată cu grijă. Dacă nu o făceai, nu cred că dădeam de beleaua asta nenorocită. Van Neck nu mai veni lângă Blackthorn. Tot ce trebuie să faci e să-ți pui capul în țărână când ticăloșia sa e prin preajmă și atunci toți sunt blânzi ca niște mielușei. El așteptă un răspuns, dar Blackthorn nu dădu niciunul, doar se întoarse spre Kepeng, ca și cum nu s-ar fi spus nimic. Stânjeneala lor crescu. Paulus Spielbergen se ridică într-un cot cu mare greutate. Ce spui tu, Bacchus? Van Neck se duse la el și îi explică despre preot și cruce și de ce erau acolo. Astăzi ochii îl dureau mai rău ca niciodată. Da, asta a fost, pilotule, spuse Spielbergen. Da, aș zice destul de greșit. Dă-mi puțină apă. Acum iezuiții n-or să ne mai lase în pace deloc. Trebuia să-i fi frân gâtul, pilotule. Oricum iezuiții n-or să ne dea pace, spuse Jan Roper. Sunt niște păduchi scârboși și dacă ne aflăm în groapa asta împuțită, asta e pedepsa Domnului. Asta e o prostie, Roper, spuse Spielbergen. Ne aflăm aici pentru... E pedepsa Domnului. Noi trebuia să ardem toate bisericile din Santa Magdalena, nu numai două. Trebuia haznalele diavolului. Spielbergen lovi anemic o muscă. Trupele spaniole se regrupau și noi eram mai puțini, 15 la 1. Dăm puțină apă. Noi jefuisem orașul, ne luasem pradă și îi pusesem cu capetele în țărână. Dacă rămâneam, am fi fost omorâți. Dacă nu ne retră... Ce conta de vreme ce îndeplineam lucrarea Domnului? Noi l-am înșelat. Poate că noi ne aflăm aici ca să îndeplinim opera Domnului, spuse Van Neck împăciuitor, pentru că Roper era un om bun, deși fanatic, un negustor deștept și fiul partenerului său. Pe semne că noi putem să le arătăm băștinașilor cât de greșite sunt căile lor papistașe. Probabil că am putea să-i convertim la adevărata credință. Foarte exact, spuse Spielbergen. El se simțea încă slăbit, dar puterea îi revenea. Cred că trebuia să te fi sfătuit cu Bacchus, pilotule. La urma urmelor, el e negustorul șef. El e foarte bun la schimburile cu sălbaticii. Dați-mi apă, am spus. N-avem deloc, Paulus. Posomoreala lui Van Neck crescu. Nu ne-au dat nici mâncare, nici apă, nici măcar o găleată în care să ne facem nevoile. Ei bine, cereți una și puțină apă. Dumnezeule mare, mi-e sete. Cereți apă, tu! Vink se uită la Blackthorn, dar acesta stătea cu privirea pironită în Kepeng, așa că Vink se așeză sub deschizătură și strigă: hei, voi de acolo! Dați-ne blestemata aia de apă! Vrem mâncare și apă! Nu veni niciun răspuns. Strigă din nou. Nimic. Treptat, ceilalți îi preluară strigătul.
toți în afară de Blackthorn. Curând, panica și greața de a se găsi închiși li se strecurară în glasuri și începură să urle ca lupii. Chepengul se deschise. Omi se uita la ei. Lângă el era Mura și preotul. Apă și mâncare pentru Dumnezeu, dați-ne drumul de aici! Curând, toți țipau iar. Omi făcu semn lui Mura, care încuvință din cap și plecă. Puțin mai târziu, Mura se întoarse cu un alt pescar, cărând fiecare de câte o parte un hârdău mare. Goliră conținutul, resturi de pește împuțit și apă de mare în capul prizonierilor. Oamenii din pivniță se împrăștiară încercând să scape, dar nu reușiră. Spielbergen tușea aproape sufocându-se. Unii alunecară și fură călcați în picioare. Blackthorn nu se mișcase din colț. Se uita țintă la Omi și-l ura. Apoi Omi începu să vorbească. Era o liniște plină de spaimă întreruptă doar de tusea și oticnerile lui Spielbergen. Când Omi termină, preotul veni agitat spre gura pivniței. Acestea sunt ordinele lui Kasigi Omi. Veți începe să vă purtați ca ființe umane civilizate. Nu veți mai face scandal. Dacă veți continua, data viitoare, 5 hârdaie vor fi turnate în pivniță, apoi 10, apoi 20. Vi se va da mâncare și apă de 2 ori pe zi. Când veți fi învățați să vă purtați cum se cuvine, o să fiți lăsați să ieșiți printre oameni. Seniorul Iabu, plin de mărinimie, va cruța viețile cu condiția să-l slujiți cu credință. Toate viețile în afară de una. Unul dintre voi trebuie să moară. În amurg. Voi urmează să-l alegeți. Dar tu, arătă spre Blackthorn, nu va trebui să fii cel ales. Încurcat, preotul respira adânc, se înclină spre samurai și se trase înapoi. Omi cercetă scrutător groapa. Văzu ochii lui Blackthorn și le simți ura. Îmi va trebui mult ca să înfrâng cerbicia acestui om, gândi. N-are importanță. Timp este berechet. Chepengul fu trântit la loc.